Dan de la Ploiești. Da, lasă că noi nu suntem Teoro și Bogdan de la Ploiești. Uite-te aici ce TikTok-uri se fac cu mine. Fii atent. Fii atentă, mâncați ești gura ta. TikTok-uri ce se fac cu mine. Băga mea și pula în familiile lor să-mi bag. Ia vezi, yeah. Mâncați ești gura ta. Da, așa că dăm drumul aici. Ia uitați-vă. Nu sunt un exemplu de urmat tot ceea ce au zis și vedeți că la este un moment exagerat și vedeți în jurul oamenilor. Murim. Content pentru că s-a mai văzut. Bine așa. Bine și verișoara. Justițiarul de verge. M-au turnat, mă, m-au turnat, ești nebun. Dar asta e fake, coaie, asta e fake 100%. Unde crezi? M-am uitat? Păi m-am uitat pe story-ul ei și i-am dat și like. Păi m-am uitat pe profilul ei, coaie. N-are d-alea? Niciun story, nimic, de unde? Na, e fake, cred. Ia vezi, și TikTok-uri? Ce TikTok-uri? Am mai făcut TikTok-uri pe lângă ăla? Mai are niște TikTok-uri. Are niște TikTok-uri, dar... A văzut că trebuie să scrii de... Dar nu e aceeași fată. Ce? Zic, nu e aceeași fată, sau poate e, cine știe. Păi... Nu știu, morții măsi. Bă, e neba asta, faci ceva, că m-am contactat și pe mine, am și eu tot așa, beat, nu știu cât. Te-au contactat și pe tine, da. Și cât ți-au dat 10 am euro? Am și mie, nu știu cât îmi dau, că n-am mai... Mi-au zis să pun, mi-au dat alea, i-am pus pe story. Story-uri? Story-uri și da, astea mi-au făcut de-asta. Vezi că... Lui Screciu i-a dat 10 euro, frate. 20 de euro. Ești că părere n-au ieșit listul ăsta? Ce plan. A vrut pe Screciu. Păi da, mă, dar a fost în... O taie de joc, ești nebun să-i dai omului. Bă, da, aia, 50 da. De euro, 100 de euro, dar mă rog, și lui Cox la fel l-a luat la început. Sunt scârțari, ce, și mie, și mie pinoară, mă. Și m-au găsit pe Instagram, mi-au zis că mi-a dat mesaj pe Instagram, nu știu de unde a luat Instagramul meu, că Micu Gigant a vorbit cu ei. Și zice, uite, dacă vrei, bună Bea, dacă vrei să pui și niște story-uri, uite aici ți-am făcut. Deci prima oară, în plină pandemie, erau 4-5 mii de oameni pe live, mi-a dat mesaj cu 300 de euro colaborare. O, vezi că e bine? E bine! Ce mă? Sunt bani 300 de euro, e forță! 5.000 de oameni pe live la 150.000 de abonați? Ce mă, nesănătoasă? La 5.000 merita mult mai mult, 1.000. Le-am dat bloc pe 5 conturi, ești nebun. Mă, trebuie să scoatem comanda asta. Cine dracu e bea asta? Nu e mă nimeni, e o prietenă, frate. Stresul s-a dat la mine, mă, stresul îi plăcea de mine, cu 3 ani de zile îi plăcea de mine. Vezi că sunt cam vreo 4 chiar. Nu, YouTube. Sunt 4 ani, că nu fac eu YouTube de 4 ani, dar cred că în primul an de YouTube a fost, da, de 3 ani. Dar deci nu te apucase de YouTube atunci, da, nu făceai live. Da, nu făceam, dar pentru ce dracu ai venit să-ți fac calculator? M-ai găsit pe OLX? Noi ne știam de dinainte să faci tu live-uri. Ba da, eram pe Teamspeak cu Alexandra, dacă ți-aduci tu aminte, tu nu te apucase de live-uri. Eram pe Teamspeak cu Alexandra, lucram eu la IDM. Cu care Alexandra? Cu Alexa TV. A, erai pe da, Teamspeak și ne jucam Counter împreună, stresul e, că ai uitat. Și tu nu făceai live-uri atunci. Păi și Alexa nu făcea. Nici Alexa nu făcea. Nu făcea niciun din noi. Că ne-am apucat cam în același timp. Utilizați codul STR30 pentru 30% discount pe CDK. Aveai să combinase cu Jaxi atunci. Dar știi tu să-i zici Jaxi? Că numai tu îi zici mereu Jaxi, râd ăștia de tine. Păi mie, nu știu, eu îi zic Jaxi de la Jax. Jax. Și cum se zice numele? Jaxi, cum se zice? Jaxi. Păi să mă crezi Jaxi. Ce-a pățit monitorul ăsta? Am mișcat cum am bătat într-o seară și a venit românul să mișcă mic și zero pe el. Și am mișcat mic și zero cu cuțitele, ca la Craiova la el. E bine așa. Nici ăsta nu mai e în viață, săracul. Nanoliv, ce ai făcut? La Nanoliv, mai văzut că a băgat Ion sabia Nanoliv. Ba da, am văzut. Pulă seara, băieți. Pulă seara și vine. Avem aici cea mai tare invitat. N-a mai venit de 4 ani de zile, dar ați invocat-o. Aici a venit. A venit aici. Pe picior la stăpinul. Am venit pe genunchiul stăpinului. Ce s-o țin pe genunchi. N-au și... Mă, cum să zicesc că m-am înroșit, futu-o varasa în gură, am desfăcut toată ziua la riguri, am stat în soare. Mi s-a făcut rău și mie și lui Finu, ești nebun la cap. Mi s-a făcut rău și mie și lui Finu, am suflat la plăcile. Adică, astăzi mi-a venit un transport foarte mare de plăci noi nouțe sigilate din Germania, cu care o să vă fac calculatoare zilele următoare.
A trebuit să descarc tirul venit din Germania cu finul aici. Nu vezi că m-am bronzat pe nas cu aia, nu știam ce am la nas. A fost la mare, n-am întrebat ce-i vrut stresul. Ai dat o fugă până la mare? Da, mă, sunt ia ziceți chat. Vreau să aflu și m-am aici, niște ilouri, vreau să... Știi cine asta? Nu, cine? Nu știu cine, cine e? Las că te mai... Știi cu cine seamănă? Cu fata aia care e practic la Nexus. Nu mai știu, de face cu papagalul. Păi aia e. A, am zis bine atunci. Păi s-a apucat și ea, păi e și ea pe lista de... Mă rog, cu ea nu m-am certat. Dar lista de băieți care s-au dat la stăpin în ultimele două săptămâni, ești nebun? S-a înroșit. Da, mă, frate, m-am înroșit, ești nebun. O să vedeți că nu mă dezroșesc deloc. S-a dat și la ea? A făcut și Amy Claire reacție la noi. A zis și Amy Claire că i-am trimis și eu copiii, că de asta zice așa. Că îi zicea că i-am trimis și eu copiii în seara aia, nu știa săraca ce s-a întâmplat cu ea. Și i-am trimis copiii să zică muie Nexus. Muie Nexus! Păgămea și pula Nexus. Și am profitat de ocazie și tot am pus-o la donații. O pască, pom de virginitate, pula carte, nu? Da, clar, clar, frate, clar, asta facem în seara asta. 10 din 10. În seara asta cred că o să scăpăm de balanță ca de fiecare dată. Eu vreau să știu. A făcut curat în casă? Ce e l-o, mă? A, vrei? Ia ziceți, băieți, ce e l-o? Aveți să vedem cum facem. Facem aici o... Vrea să vă aranjeze, să vă ordoneze bea în funcție de el-o. De ce are toate fetele de la All Stars la bloc? Eu? Da. Nu știu, frate. Îți dau o doză de șepți de mandarine? Ai faci și colaborare și cu ei? Nu, să știu ce zic aici. Nu, m-am dus jos la magazin și am cumpărat 3 doze de suc. A, mai bun. Mai puțin hate. Păi, bun, stăpinul chat. E ce trebuie. I-am luat mie una, ție una și lui Finu una. Până seara am o reclamație, Benea are pe stăpân la follow pe Insta, stăpânul, aseară mi-a pierbea, mi-a dat ieri alaltă. Bă, să știți că, sincer, și stăpânul mi-a zis, dar de ce te-ai dat așa cu gretă seara asta? Dar ce voiați, mă, să vină aceea ca o boschetară aici să zic, salutare, chat, am ieșit de sub piatră. A venit să adune Elo în seara asta, Bea. A venit să adune Elo. A venit să vă, să facă vampirism cu Elo vostru, băieți, să vă fure Elo, să bage la ea. Sunt puțin răcit, așa. Cât mai ai? Cât mai ai? Ce level mai ai pe face-it? Eu? 10, da. Deci nebun, se ține într-o oață, zice ăla. Mă mai joc cum ești cu copiii, s-a dus silou. Îl mai știi pe Manu Lit ăsta sau nu știi? Mamă, deci ce am în nas, mă, ca zici că am COVID iar. Dai să mă gândesc pe cine... Mersi frumos, da, membru, Curly Fish. Tinder, un pupic pe obraz, măcar Bea. Da, frate. A, Bea, deci că nu e mă cale frig aici, că da stopinul drumul la aer condiționat, murim, ești nebun, facem infart. Da, mă, dacă se fac donații de 300 de euro și de geaca jos, vă zic eu. Bă, da, ce-i drept, da. De ce să vorbim că... De ce să vorbim că mai bine împărțim? De ce să vorbim că mai bine împărțim, știi ce zic? Vine justițiarul, e pe drum, m-a prins, frate, m-a prins că m-am uitat la copila aia de pe TikTok. Și acum nici nu poți să o înjuri, ești nebun. Poți să o înjuri dacă e minoră, dar o fi minoră, crezi că e minoră aia? Cine aia? Bă, e o șansă. E o șansă. M-a prins că i-am dat like, mă, ești nebun, cu inima, auzi. Că eu mă uit la story, bă, sincer, am dat un like astăzi pe Instagram, dar nu mai știu la ce am dat. Știu că am dat 100% la o poză cu o pisică, dar la story-uri... Parcă am dat like și la un story astăzi, dar nu mai știu la ce story am dat like. Dar sigur nu la fata aia. E verișoara ta între bușar. Da, mă, e vară, mea, ești de bun. El e, mă, verișor acum, că ați vrut să aflați. El e verișor. Asta este, lasă-mă, prieten. Lasă-mă că suntem practici verișori când ne apucăm de bârfit. Nici neamurile n-au bârfit în 5 minute cât am bârfit noi, ești nebun la cap. Mă jur. Dacă dă-ți 500 de euro, rămâne în chiloți. Am oferit tronul lui Bea. A venit în pantalon frumos, să vezi și o să-i miroase cură când se ridică de pe scaunul ăla. Asta este. Băi, hai să facem și noi 1000 de lichele, să luăm specială rapid. Dacă facem 1000 de like-uri repejor așa, mâine apare iubirea vieții voastre la ușă.
Și azi sunt papagal. Mamă, stresul e, cred că pleci de aici și îți las ție răceala. Nu-mi zic că ești răcită. Mamă, sunt răcită. Ești mai am două zile și gata. Hai mă să ne uităm rapid la wishlist-ul ăsta și după aia... Chat, ascundeți-vă părinții că s-a spălat stăpinul. Vezi că m-am spălat de două ori azi, boss, mâncați-i și curata. M-am spălat de numai știu de mine. Dar știi cum se zice? Prima dată dai grosul și după aia... Păi nu, că gen, ce crezi? Am făcut... Am făcut... Nu știu, am făcut că... M-am trezit pe la 1, era căldură, nu mai puteam. Bineînțeles că nu mai apă rece, tu ai apă caldă? Nu, nu, de vreo săptămână. Deci am făcut un duș cu apă rece, m-am dus, m-am apucat cu finul de plăcile alea. Mâncați și gura ta, am transpirat și mi s-au făcut câlți de aia de la gât de jeg. Și la aici, la încheietură, mi s-au făcut de aia de jeg. Și bineînțeles că am stat așa cu ei până acum o oră. Dar nu ieșu de la de unde mai era praf. Am văzut mă că e 2-0 la rapid. Nu vrem să zicem nimic. Ce mă, Pink, tu ai, dar ce mă, că tu ai centrală, mă, că ești barosan, să moară, mă. Ești barosan. Vreau și eu două boxuri de plăci video, vezi că cam două boxuri avem, ești nebun. Coborând și noi moșul un beci azi, cum să nu intre bălosul la neagră, intre incluza în port, care mai erau glumele alea, ești nebun. Ziceți-le pe toate, măcar să le, să ne reprospătăm memoria cu toate. Jihânul Remasters, plăseara stres. Stăpii, pulă seara și primul exemplar de sex feminin corupt către gheară. Asta da, vezi că nu știe Bea să joace gheară, dar o învățăm. NCF cu 23, aloha. Mersi de dono. Vă pupăm chat. Bă, dar eu tot vreau să știu. Asta e fost al lui Exit, e fost al lui Exit, dar cu 5 ani. Mamă, cred. Când era... Bă, hai să ne înțelegem. Eu n-am fost cu el când aveam 17 ani, că nu, doar frate, eram... știu. Ne băgăm pe om, da, iurea la pușcărie. Știu, frate, vine... Harder, vorbește urât, Harder. E invidios vine... că ai tu el-o mai mult ca el. Prin transmitere sexuală. Dan Andrei pe un cu 5 euro cu taxe. Bine ai venit la chat pe live. Bă, nu e, mama, am chemat-o pe live că a zis și ea prostii, l-a crezut și pe idiotul ăla, ca să vadă lumea că n-avem nimic de împărțit. Adică e ok, ce dracu, câte calculatoare ai luat? Ai luat 3 calculatoare de la mine, cred. Da, da, sau... Ți-am dat refresh la ăla al tău și mai trimiți și clienți și astea. Sormea, a schimb, drăcuș și mai era un băiat al șefului meu de la IDM. A, stai că i-a trimis și pe, da, na, uite, a trimis 4-5 clienți, pe ce dracu. Și mereu îmi scria Bea aici, nebun, bă, vorbește și tu cu băiatul ăsta că vrea să cumpere. Ce dracu, n-am mai colaborat. Da, Dan God cu 5 euro. Să înceapă de dezbrăcarea. Frumușică, stăpina? Bă, nu e nicio stăpină, frate, ți-am zis, e... Hai mă, stresul să le zicem la băieți acum, că la 5.000 de like-uri vă spunem serios ce se întâmplă între noi. Ce 5.000 de like-uri, mă? Vă zic eu acum. Nu e făcută la pizdă. Asta este, băieți. Mamă, mă, dai de gol așa. Nu mă face, nu mă provoca. Stăpii, nu mai vrea să mă mulțesc după ce plec de aici. Uite și pe Drăguș. Te-a salutat și Drăguș. Drăguș. Îți mai merge calculatorul, mă, Drăguș. Niez 246 cu 5 euro, să-l pun la stăpine și... A plecat și da. Noaptea e mare, păcănea e mare, stresul e mare undeva. Nu e boys, o să dăm 3 ore de gheară și după aia... 3 ore de gheară și după aia pleacă direct sarcofagul. E rezervă la All Stars Ladies, n-auzi că vă are pe toate la bloc. Mamă, ce... Nu mă, că stăpină nu vrea să mă ia, că sunt prea toxică. Eu nu mă joc în echipă de femei, că ești nebun. Le distrug palea de cap. Le nenorocesc. Numai antrenamente nu fac cu e mine. E posibil să ai două accidente în 24 de ore, una dauna totală și una cu dauna media, ambele nu din vina ta? E trebuie posibil să mai și conduci preventiv. Ia ziceți chat, câștigăm și noi în seara asta ești, ceva sau... Ești prietena cu Mazila? Da, sunt ok, mă înțeleg bine cu ea. Mă înțeleg cu toate, doar că a fost o perioadă când a fost Girls Championship-ul ăla. La un moment dat, știi că am jucat și în final. Sufere. Și echipa noastră... Păi știu că fetele noastre au câștigat și că... Da, mă rog, eu uite, echipa și mea... Uite, și pe Jim îl știi? Că te iubește și Jim. Love you. Deci, și echipa mea s-a... Nu cred. Sau cred că îl știu, dar nu recunosc poza.
Ia din care a fost faza. Noi ne-am înscris la turneul respectiv cu 10 minute înainte să înceapă și mi-am ales fetele în 10 minute. Și a fost așa o chestie, că eu trebuia să plec la ziua lui Imogen și nu voiam să ne jucăm pe live 3 meciuri și a fost la așa. La ziua lui Imogen aia cu lăutarii, nu? N-am mai, da, n-am mai la aia cu lăutarii? Da. Păi nu m-am jucat finala la Girls Championship. Păi tu ai mai venit la ziua aia că nu te-am văzut. Păi n-am mai ajuns, că s-a terminat la 2 dimineața, că n-au vrut fetele de la OneTap să joace off-stream. Ca să ajung și eu la ziua lui Imogen. Și de-aia ne-am certat cu toții. Ah, divan cu 2 euro, pădurarului nu e frică de pădure, stresule. Băi, îmi pare rău că... Povestea cu Ceaușescu cap-coadă. A, povestea cu Ceaușescu. Bun, bun, Gusti, poate să zică Bea, poate să zică Bea test, o rog frumos din suflet. Test? Test. Test, test. Test, test. Test și ție, Augustine, zi așa. A rămas gravidă de când s-a așezat pe scaunul ăla. Eu? Mamă. N-ai idee că-s copilul ăla pe scaunul ăla. Mamă, trebuie să caut un ginecolog. Mă mir cum nu te gâdilă. Bă, m-a gâdilat ceva așa, dar am zis că poate mi s-a părut. Nu se concepe nimic, băieți. Doamne, ăștia poate ne poartă Bea, noroc. Bă, îmi pare rău pentru vocea asta și gâtul, dar... Da, las că nu te-am chemat. Niște, am cam luat niște boală de-aia gravă. Era pulareci. Era pulareci. Așa, hai să plece adevărurile. Bun. Doamne, ăștia să nu mă îmbolnăvesc și eu. Nu știu ce să zic, dar... Dacă vrei să dau niște pastile, treci. Știi... Aspirina săracului. Ai făcut scufundări. Mor. Stăpânul ia pe NGX Ana la All Stars. Da, nu știi care NGX Ana la All Stars la Ariana la Nigma Galaxy salariu cât cred că avem toți de la All Stars, inclusiv eu, ești nebun. Cea mai bună jucătoare de CS din lume. La echipa top 1 din lume. Zece din 10. Bă, Ana e super de treabă. Are 2 tone de machiaj, fata? Bă, dar n-am, vreți să mă demachiez? Nu mai exagerați, mă, care... Deci chiar m-am dat cu mult. Mi-am pus și eu 2 codițe, așa. Are 5 centimetri, am pus șublerul. Dacă vreți, eu... Da. Mă, dar... Chiar dar ce oamenii, mă, după ce că ai venit prezentabilă pentru ei? Dacă vrei data viitoare, vin în kilos și în ciorap și vin cu țățirii pe live, dacă ne luăm strike. Asta este un meci mai prost, prieteni. Da. Dacă se face găul ăsta, mă demachez pe live, ești nebun. Te ajut eu, mai am jumătate de sticlă de apă aici. Murim, dacă mă vedeți demachiată chat, sărim. Dacă o vedeți, punem gol de... Coșug. Să tragem capacul. În 5 minute îi strigă copiii în burtă, gheară, gheară. Învață-l pe stăpin ce e aspirina săracului. Pe ce e aspirina săracului? Aspirina, nu? Sau care? No. Nu știu ce e aspirina săracului. Nu mai știu. Ce țuică care? Nu? Da, care? E ceva mai așa. Ajutați-mă, ceată. Deci aspirina săracului e ceva ce nu prea facem noi gamerii de regulă. Decât așa, da. Futaiul e aspirina săracului? Coaie, cred că sunteți, cred că e ceva în regulă cu voi să mor. Te fuzi de frig, așa. Zice, băi, a fost chat. Păi de asta de frig am mai auzit, da. Hai că e bine. Dăm o gheară forță. Bine norocii, bă, băieți. Da, bole, că transpir de rup ca la aspirină? A, n-am înțeles. Adică acum am înțeles. Acum am înțeles care e... 2000 de coco balanță. Pentru bea, auf, nu, avem 2500 de lei balanță, boys, în seara asta. Facem 8000. Sex în patru și cu hamsteri? Coaie, ce bole aveți, nu înțeleg.
comandă prin... Uite, mă, avem testul COVID, îl avem direct aici, ești nebun. A plecat testul. A plecat testul, bă, boys. Nu e chiar COVID, am stat în aer condiționat, am înnebunit. Nu e chiar COVID, dar cu o zi era la petrecere în centru vechi. Nu e adevărat. Ai rotat? Bă, ce, relaxați-vă, mă, nu mai fiți terminați. Calmați-vă cu aia, calmați-vă. Înțeleg că nu sunteți obișnuiți să vedeți fete, dar... Nu v-am zis că mai am și... prietene fete din când în când. Discutați despre Ceaușescu. Dar chiar, mă, stresule, fii atent că te întreb și pe tine. Eu țin minte tu crezi că, că lasă că Ceaușescu l-a împușcat, asta știu. Nu, dar eu, gen, eram născut că l-am împușcat, a rămas cu traumă la un an. Serios? Unde, domne, că nu mai știi nimic la un an? Înseamnă că am văzut relorile pe la vreo 5 ani, dar știu 100% că am văzut la televizor. Și dacă era de asta soția lui? Păi am împușcat-o și pe soția lui. Soția, nu soția. I-am împușcat pe amândoi. Ce, bă, deci tu vrei să zici că încă mai e în viață? Lasă-mă, nu cred că mai e în viață. Dacă Ceaușescu, mai era Ceaușescu în viață până... Da, Tupac, tu crezi că e împușcat? Eu cred că s-a dus pe o insulă din asta exotică. Cred că trebuia să-ți fac alte teste înainte de astea de COVID. Trebuia să te testezi de alte de-astea, sincer. Mă jur, deci eu cred că acum e pe o insulă cu o Cuba Libre în mână și se uită la noi așa și zice: ia uite, sclavii mei, ascultă muzica mea încă, ce fraier. Care e GT-ul tău favorit? Jocul, hai să mă gândesc. Nu știu, eu mă joc aia Burning Hot, cred că așa se numește, nu? Sau... Ai zis puțin cu aproximare. Ăla cu fructele, mie îmi place să văd șoptarii. Să pice șoptarii. Și Burning-ul e mișto. Dar și aia cu... Păi care dracu-i cu fructele? Că toate au fructe. Asta zici că n-are fructe și ăsta, și ăsta are fructe. Dă-l dracu. Asta e. Da, uite. Mamă, 10 din 10. Te bași la dublaje de regulă? Păi logic, doar dublajele ne țin în viață. Am ratat dublaj de 15 milioane la 30. Nu cred. Mamă, am făcut cu capul cu toate alea. Ce am dat? Am dat cu capul de masă pe jos, pe aici, m-am aruncat în aer. E bine. Că eu gen ne bucurasem că am câștigat și după aia am zis eu unul: bă, vezi că merge să dublezi. Și ce crezi, mâncați? Și atâta mi-a trebuit să-mi zică că merge să dublezi. Nee. Asta a fost regula 17 direct. Din câte s-a văzut, e inteligentă, dar are și celulită și vergeturi. Hai, zi părerea despre scandal, că tot am ajuns. Ai, eu? Bă, părerea mea, sinceră, e că toate femeile au vergeturi. Am văzut femei slabe, modele, cu vergeturi pe ele. Pentru că le faci de la înălțime, de la slăbit, de la îngrășat brusc, de la... Adică... Uite, celulita, dacă te duci la sală, o dai jos. Sugoma Coc cu da, cu 2 euro în uitat de uși listăpine, seară faină, a plecat tratamentul săracului, e trasă prin ață stăpine, pleacă ursul în bârlog, keep them coming, boys. Hai că am roșit stăpine și că am transpir, discuți despre Ceaușescu, nu sunt, mă rog, am transpirat un pic, de ce să mint? Las-o pe ea să dea, hai mă bea, dă-și tu o... Iar dă-i pe space. Pe space? Hai. Mamă, forță. Dar eu dau că la aparate și ea. Cu degetele astea, dar ai făcut basket 10 ani de zile. Sau handball, ce ai făcut? Basket. Oh, bine, nu știu ce s-a întâmplat. Dar e bine și... Ai câștigat 10 lei și poți să-i dublezi. Îi dublă. Roșii. Hai. Roșii, roșii. Stânga e roșie, dreapta e neagră. Ah, era... Hai, că trebuie să punem și un story. Trebuie să punem și un story. Pleacă story-ul. Are palma mai mare cât a ta? Bă, chiar am palma mare. Nu mi ajunge pula de câtă palma are. Asta e problema, înțelegeți, băieți? Da, v-am zis, cunoaștem clienta. Deja vă potriviți roșie? Nu, e mă, că și ea știe că dublajele începe roșu, dar... Da, ne-a dat un pic de țeacă. Nu, e că au zis ăștia că s-au schimbat EGT-urile astea. Mamă, dar pleacă acum... balanța asta să mă bată tata. Deci vreau să ne dea și nouă un câștig, să pun și eu un story. Acum nu mai e roșie, roșie neagră. E neagră, neagră, roșie, cred că.
Ai răbdare să băgăm un story. Hai boys, spamați dracu, niște fructe, niște piersici. Să băgăm niște și noi un story. Niște cele mai proaste story-uri. Mamă, dar să vezi live-ul pe... Mamă, uite ce față de țăran am să mă bată tată. Boys! Facem alea pe Snapchat. Gata, fac și eu un story aici, ta și tu. Avem invitată specială aici care nu poate să tacă când bag și eu un story. Haideți boys să ne șcăm aici la păcănele cu Alexandra Beatrice. Uite, chat-ul e în delir aici, n-au mai văzut femei în viața lor pe live-ul ăsta. Se bucură de piersici, de fructe, de toate cele. Ce ai să le zici la oameni? Intrați pe live. Nu să intre pe live, să intre aici să-și ia 199 de rotin. Nu mai fac nimic din nou, nu există dublaj. Singurele dublaje sunt la EGT-uri. Boys, intrați pe Betano aici, faceți-vă contul noi și luați-vă 200 de rotiri gratuite. În rest, ne vedem pe live. Hai să vedem ce dublăm în seara asta. Ia stresul, unde să intre. M-am înroșit de când a venit Bea de lângă mine toată ziua. M-am antrenat să mă înroșesc seara. Am stat astăzi în soare să fiu roșu pentru Bea. Ia uite, fructili, haideți. Faceți-vă aici cont pe Betano, veniți, dați o gheară, dați un like cu tot ce trebuie, 10 din 10, ia uitați chat-ul cum a plecat. E nenorocire în seara asta, păcă, ia uite stresurile, 10 lei, ce faci cu 10 lei? Ce 10 lei, mă? Uite aici, ăștia. Păi dublăm, ce dracu să facem? Păi dublăm, a plecat dublajul. Am văzut-o pe Bea ieri prin centru vechi cu... Tristan Tate? Cine dracu e ăla? Tristan Tate? Cine e ăla, mă? Ăla de Lamborghini? Eu în timpul liber mă mai plimb și la, cu Lamborghini. Ai vrut? Hai că mă plimb dacă e. Așa zic eu la Matiz. 09. Întreabă Hades dacă e GGK-a ta. Nu. E o prietenă mai veche. S-au răcit prieteniile, dar le reîmprospătăm aici. Gheara unește oameni, băieți. Asta trebuie să rețineți din tot live-ul ăsta. Gheara unește oameni. Chiar au niște oameni, boys. Cred că vorbesc cu ăștia de la Betano să mă pună pe mine acolo. După ce îmi trece asta boala. Asta e visul meu, ești nebun. Asta ai zici, zici la, în locul lor, nu? Da. Hai mă că... duc acolo și mă pun lângă ea și zic... Mai bine concentrează-te și zi de un dublaj aici. Eu zic că chiar e... Nu, stai, că mi-e frică că zic am... Hai mă, că nu contează că oricum sunt 10 lei, nu e mare suma. Fără presiune emoțională. Ghicește. Stânga roșu, dreapta roșie, negru. Roșie, frate. Bă, eram sigur că e neagră, neagră, roșie. Mamă, nu mai pot, nebunesc. Ce să mai nebunești, că deja mi-ai pierdut 2 milioane. Mă ia cap. De ce e masa mai sus, ca de obicei? S-a înălțat scaunul, frate. Ce ești chat? Îi dă stresul cartonaj roșu în seara asta fetei? Savitar, lasă vrăjeala stăpine și ridică-te puțin în picioare. Nu uita de wishlist. Bro, wishlist-ul o să mă uit după gheară, frate. Nu trebuia să donezi înainte de gheară, că... Mamă, băgam și... A, 4 bucăți, nu e rău. Îi dublezi? Logic, îi dublăm. Roșii, asta, sigur. Asta, 100% e roșii. N-ai. Nu, că nebunesc, mă, dar n-are, mă, cum. Alo, să mă bagi în pământ. Eu cred că ăștia fac ciuda noastră. Să ne bagi în pământ, lasă-mă, că trebuie să ne plătească. Trebuie. Trebuie să ne plătească. N-au plecat decât 2 milioane până acum. Dacă zic neagră, e roșie. Eu ți-am zis că voia să zic neagră. 4 cireși. Asta, deci câte negre să mai fie? Deci ce? Roșie dă un spume. Încă una, hai, la 120 de lei. Neagră iar? Las-o așa, bag în casă, las. Nu bag în casă, trebuie să luăm 120 de lei, că am pierdut. Cred că tot neagră, roșie. Acum e neagră, e neagră. Nu e neagră. E neagră, e neagră. N-are cum să fie roșie. Ți-am zis, gata, lasă așa. Bine, mă, bine. S-au recuperat banii să mă bată tata. 25%. Pe lângă Bea și Streasa ai mai adus vreo fată pe live? Au mai fost vreo două fete. Cine-i Streasa? Eu. Eu, când ai uitat vremurile lui Streasa. Vremurile. 2000 de lichele, boys. Nivelul de sexual tension din camera asta a atins noi recorduri. Vezi că sunt șanse...
că site-ul pe care îl jos îi aparține lui Tristan Tate. Bun. Îi place neagra lui Bea. Uite, Hardule a zis că îi vine să vomite, mă, frate. Ce provoci vomă lui Hardule? Te pup viața mea. Mai fă el-o, de cine mai, este? Mai trebuie un pic, așa lucra la el-ul ăla. Maaa. Și un pic de sare, dacă s-ar putea, ai fi 10 din 10, Hardule. Te-ar lua și pe tine o femeie sau o bicicletă ceva. Să mă bată tata mine, a nenorocit pe Hardule aici. Hardule, nu te mai da cu trotineta, fute femei. Ai. Bă, dar ce ți-a venit așa pe Hardule? Ți-a mai scris în privat din seara aia? Vezi că îi fac ăștia compilație, ești nebun? Mori. Bă. Ne țipăm. Zi-mă că e o glumă, că... E o glumă, chat. E o glumă, jur. Mamă, așa ne anintăm noi. Ne știm. Sunt prieteni buni, mă, cred că bea și cu Hardulea, deci permit. Am băut odată un suc la bordură amândoi. Fierbe moldoveanu din Hardulea acum. Iar scrie niște înjurături. Bă, hai mă să păstrăm nivelul testosteronului ridicat. Mi-a promis multe și mi-a oferit puține stresuri. Aia, supărată flash. Opa! Opa! Neagră, că ne-a rupt neagră. Era roșie, dar v-am voia să zic roșie și am zis neagră. Generalul CX? Soundbite de la Bea pe asta? Ce înseamnă treaba asta? What? S-o lăsăm pe Bea să dubleze? Următoarea neagră. Hai, Bea. Dacă iar dă roșie, nebune... Roșie. Nice, hai, mai dă-i una. Oricum e frică. Oricum e neagră. Gata, nu mai dau. Nu mă mai bag. Și iubită mișto, stresul calculatoare. N-avem... N-avem nicio tangență, suntem doar... Vă povestesc eu, cândva. Așa mă stresele și ți-a plăcut de mine, ai vrut să mă pupi. Zile la băieții aici. Am vrut să fie a mea, Bea, în 2019, frate, dar n-are nimic, știi cum e. Amintirile plăcute se uită greu, ești nebun. S-a apucat Bea după 3 ani de zile, ești nebun, să-i zică lui dereglatul ăla, mental. Era să o pup în 2019, ești nebun. Și s-a aferit. Hai, zi un dublaj de ăsta la 180 de lei. Adică vă că le știi pe dublaj, adică nu știu, cred că gândești la fel ca mine, dar eu nu câștig. Ha, mă, neagră. Neagră. Asta voiam să zic, mă jur că am câștig neagră. Păi așa le zic și eu mereu, mă, câte două, înțelegi? Cred că iar e neagră, începe iar dublajul ăla cu neagră, iar mai deodată neagră. Aha. Două, deci roșie, neagră, roșie. Neagră, roșie. Stai că încă n-am câștigat nimic să dublăm. Trebuie dusă la DICE să se învețe cu sumele mari. Boys, că tot veni vorba, ne luăm cu vrăjeala cu Caterinca și uităm de ce ne-am adunat în această seară aici cu tonții. Am spus că îi dau lui Bea un mirin. Da, păi da, dar nu s-a arătat prea încântată și încerc să o trag pe dreapta și să o beau singur mai încolo după ce plec. Că n-a zis, da, stăpine, aș vrea și eu o mirinda. Mulțumesc, stăpine. Îți aduc, mă, un suc? Mamă, mirinda. Îți aduc, mă? Mamă, că ți-aduc. Mamă, să mă bată. Fă și tu promovare la site-ul ăsta. Fă și tu promovare. Chat, fiți atins că fac cea mai promovare. Deci, trebuie doar să citești ce scrie. Vă place de mine pe aici? Mai vin, nu-i problemă. Hai să-mi plăce stresul pe aici. Mă duc să iau o placă. Hai că mă duc dacă e. Bună seara și bine am regăsit la un nou aici la Betano. Numai în seara asta, dacă vă faceți cont, veți avea cea mai frumoasă experiență de până acum. Suntem aici cu stresul,
ne facem cu toții prieteni, familia, venit stresul, m-a întrebat, vrei și tu o Mirinda? Și am zis, nu, mersi că sunt la regin și stresul, lasă nicio problemă, hai cu mine să bei Mirinda. Și era în gen, nu stresul, că ți-a plăcut de mine și stresul acolo. Mi-a plăcut frate și ea, dar parcă nu știu ce să zic și acum eu îl întreb stresul dacă mai vrea să-i dau o a doua șansă și stresul, nu știu, nu știu, mă mai gândesc, acum las chat-ul să zică, chat, îi mai dăm o șansă lui stresul, da sau nu, repede, repede pe chat să vedem dacă îi mai dăm, a, era spatele meu, mută-te înapoi, așa, faceți-vă cont neapărat, și, ai promovat și site-ul ăsta, boys, luați-vă și voi oferta de la... Ia Betano, vă faceți conturi noi aici și permiți 200 de rotiri gratuite cu codul OZEWIZ la jocul Book of Oz. Asta am vrut să zic și eu. Ai înscolat pe Bea să stea pe scaunul ăla, poate nu mai îmi transpiră curul, dar ce crezi, nu funcționează. Dar, mă rog, poate măcar funcționează la tine. Dar oare există ceva să nu transpire curul pe scaun? Păi împărși pentru femei. Băg, și picioare. Ce dragul, și ce-am mai făcut? Sau în inegene. Bă, ce-i drept, am o tuse. V-am spus, a fost banana rece. Am mâncat aseară o banană înclătite. Mamă, deci forța a fost. Am văzut, la 4 dimineața ți-ai făcut banane. Și tu minți lumea, da, că ești la regim. Vezi că m-am lăsat un șeps acolo. Mamă. Șef sponsor acest, sponsorizați acest live stream pentru că v-au boys, urma o promovare 10 din 10. Mulți, stai că am uitat că avem și site-ul nostru, mă. Am uitat că avem și site-ul nostru. Mamă, deci această Mirinda este la fel de rece ca sufletul tău, stresurile după ce vă te-am lăsat să mă pupi. Așa e. Mamă, deci cred că ai trecut mai greu peste decât am trecut eu, ești nebun și... Ai scuipat în ea? N-am scuipat, n-ai văzut că era sigilată, doar mi-a dat-o puțin pe la pulă. Da. Murim! Dacă n-a rămas niciun fil de păr, știi cum e, ai... Aul. Cum fac fetele când... Oricum, nimic prin ce n-am trecut, deci e ok. Stai iubire, bam! Păi asta zic, că de asta nimic deosebit, nu? Cum se face? Nu așa se face? E frumos. Și continuăm treaba, nu? Băi, e bun sucul ăsta. Hai, e bun, bă, că cred că e cam rece ăsta, răgușe și mai rău. Bă, cred că trebuie să schimbăm jocul. Hai să te învăț un joc, Caterin, că rău de tot. Vrei să te învăț? Da, că m-am plictisit de banane și de lămâi. Te-ai plictisit de banane și de lămâi, a? Hai să te învăț la cocoșel. Vrei să te învăț la cocoșel? Ia să-mi... Ia uite-l, tat. Dar vă că-ți era sete, nu te glume, nu te jucai, a? Păi dacă e muncă. Cu rușinea... Murim de fomiță. Murim. Da, la cocoșel am mai fost. Ai mai fost la cocoșel? Și ai câștigat? Nu prea îmi dă nimic la cocoș. Nu prea îți dă nimic la cocoșel? Uite, mă, sunt și găini. Trebuie să ai bouăle astea. Trei ouă, nu? Pe tablă. Bă, tu cred că știi mai multe păcănele. De unde știi tu jocul ăsta, mă? Că e jocul meu secret. Ești nebun, l-am descoperit fără să vreau și cred că abia s-a lansat. De unde știi tu cu ouăle astea? Cred că ai văzut un live. Nu, cred că m-am jucat într-o altă viață la păcăne. Mamă, trebuie să le luăm ăștia două speciale să mă bată tata. Dar sunt și ăștia atât de... Da, ne dă și nouă sau respect. Sunt și ăștia atât de pasionați de relația asta platonică. Dar uitați să-și cere special, mă. Îți vine să crezi, mă, că a uitat să-și ceară speciala. Uite-o pe vulpe. E fica ta stresul, da. E barely legal pentru cunoscători. Sunt... Cum îi zice, mă, la aia? Verișoară. Verișoară. I'm stuck. Cum era? Step sister. Step sister. Hey step brother, I'm stuck. Mi s-a sculat pula, băieți. Ăsta era sunetul de trigger. Acum chiar că nu mai pot să mă ridic în picioare. Asta este, băieți. Fiecare are sunetul lui. Noroc că la mine nu e la păcănele. De obicei dădea skip peste partea asta. Cum zic că ea plăcea. Hai să ne jucăm cu cocoșelul, băieți.
Mâinile sus, uite, trebuie să stau cu mâinile sus. Nu. A, eu nu? Tu trebuie să apeși pe space, apasă și tu pe space să meargă. Uite, a venit cocoșelul la tine, îl vezi? Mamă, forță, mai dăm ceva aici, nu știu. Nu e bine, nu? Ba, trebuie un să-ți un nou, un nou. Oh, oh! Gata, frate, mi-a dat ou. Și mai îmi dă un nou? Nu-ți mai dă, dar te bagă în special acum, fii atent. Mamă, 10 din 10, aici am 5 mâini, cât am, 20, cât, 15 mâini. Apasă și tu pe rotire. Ai mâini infinite. Aici? Ia de, merge la, merge și la. Mamă, și-mi dă aici, mi-a dat, m-a umplut de respect. 5 lei, 10 lei. Se face cash pot-ul aici, vezi? Hai să vedem. Îmi dă 10 din, mă opresc? Nu cred că poți să oprești. Aici respinuri, fiecare ou dă un respin, nu trebuie să mai apeși nimic. A. Gata, frate. Am dai plecat că... un respin. X2, nice. Hai cu X25. Nici nu știu dacă există X25. X20? Fii atent ce se întâmplă. Ești atentă? Da. Hai verișorule. Ne-a furat vulpea bani. Nu cred. Mă nebunesc. Păi ce joc e ăsta? M-a dat în spume jocul ăsta, ce joc e ăsta? Îmi fură banii. Ți-a furat vulpea banii. Bă, ce joc e ăsta? Auzi, îmi fură lumea banii din păcănea? Ți-a furat vulpea banii. Dacă n-ai păzit banii. Mă nebunesc? Nu cred că mi-a banii. Păi și eu n-am nimic de spus? Ți fură iar, iar okay. Nu ai păzit. Păi dar ce fac? Cum zice pe cea păsă numai mi-a pulangeoi ca asta banii? Mă ia cap, eu nebunesc, îmbătrânesc 10 ani de anul ăsta. Ultima rotire și n-am niciun ban? Ba, ai câștigat 20 de lei până acum, dar poți să te îngrop cu ei. Nici bani de nițică. Îți place jocul ăsta? Era da, să... ce rău, nu mai pot. Foarte frumos joc, când îl schimbă? Hai, ziceți, boys, ziceți, la ce vă iau, la ce vă iau niște speciale, boys, că vă că ați fost harnici cu astea. S-a strâmbat biroul ușor, da mă, s-a dereglat camera, nu vedeți? Plecat sticărele pe Discord. La Gaze, la Thor, la Big Juan. Îi prezentăm lui Bea pe Big Juan. Vrei să-l cunoști pe Big Juan? Big Juan? Ia. Yeah. Nu-mi zic că și pe Big Juan îl știi. Poate îl știu, da. Vrei să vină Big Juan în inspecție, a? Intră pe Discord, ce vor mă ăștia, mă, să mă bată toată? Ce dracu vreți, mă? La members chat sau la memes? Când dădeam eu, când... Eu mor! Ce făceai, mă, Bea, cu mâna pe acolo, să mă bată toată? Dădeam la rutiri. Dădeai la rotire, așa cum zice acum. Mor. E și asta cu o metaforă, ca aspirina săracului. Să mă bată tata. Sunteți absolut terminat să mă bată tata. N-ai cum. Căuta, ole. What the fuck? O luăm mâncați și cu asta. Rotea maneta. Dădea la cocoș. Stai pe spate stăpinul. Nu știu de ce, chiar nu știu de ce stătea. N-avea niciun sens de ce stătea cu mâna. Dar în fine. Dădeam la păcănea. Că sunteți obrazi, nici nu vă iau. A, mă, vă iau una de 320 de lei. Că suntem în bani. Am câștigat, am pierdut jucători, ne-am numit. Aici trebuie să pici o verișoară. Ce... Mamă, dar tu ai ceva cu verișorii și cu verișoarele, a? Trebuie să pici niciun verișor, trebuie să luăm majorul. Iau, mamă, dacă ne dă mâini... Mamă! Extra spin? Extra spin, dar uite, gen, dacă se strâng 5 granduri și 5 majoare de-astea, câștigăm acolo 80 de milioane, 800 de lei. A, bine. E tâc, dar oricum stai liniște că mereu ajunge la 4 și la grand și la major și nu câștigăm niciodată. Nu pot să cred. Așa se întâmplă mereu, uite, păi deja din al doilea, al treilea spin avem 3 din 5. La 80 de milioane. Și dacă luăm 80 de milioane, ce facem? Sărim în aer. Mie mă, nu entuziasm, ce trebuie să facem, ești nebun. Trăgea de manetă ca la păcănele din Vegas?
carte că mi le-ai dat pe ea stăpine? Uite, suntem la una să luăm majorul. Nu cred, hai. Hai să vedem cu majorul. Se oprește pisiul din senin foarte rar, probabil de la temperatură sau de la sursă. Uite. Așa. 4 la grand și 4 la major. Și mai avem mai încă 11 rotiri, mâncați. Păi, din 11 lejer. Așa am zis și noi de fiecare dată, din 11 lejer. Hai mă că ne mai dă din... Ce e asta, frate, 40 de lei? Ia pe ăsta cel mai mic ăsta de 40 de lei pe mine. Ne-a umplut de respect, să înțeleg. Așa. Așa se face, vezi ce ne mai și, mai și vorbește cu noi domnul Juan. E verișor de treabă. Dacă cred e... că-l întrești pe el ce mai faci. Dacă e grandul, bagi mine la scorbură. Boys, intrați pe Discord să vedeți, să vedeți screenshot-uri din... Salut Cristi, ți-am creat un joc pe telefon la care va să încerce. E ăla de... Cred că te-am văzut și la Teo în chat. De-ai zis că are fața mea, nu? Și acum zici că are fața mea, nu? Hai că ne uităm, brother, ne uităm să vedem. Ce-mi place piesa? Un joc pe telefon, cred că vrea să-mi fure... Tu vezi că nici măcar nu ne mai arată la față grandul și majorul, în schimb ne dă... Mamă, dar uite, și un minor am putea să luăm, deci da, mai trebuie câte una la toate. Câte una la toate. Ai crezi că nu ne dă? Vezi că l-am făcut praf, auzi ce zice, că l-am făcut praf. Ne-am dat în spike. Cine e domnița, scrie în titlu și aveți și canalul ei de YouTube în descriere. Bine și 50 de lei decât nimic. Extra spin. Adică ne mai dăm un spin, practic. Hai mă, cu încă o daia. Mai ce mă, ăsta e cel mai tare joc. În afară de mini-uri de-alea, e a treia oară când luăm mini-ul ăsta de 40 de lei. Asta e mișto la special asta, că aproape-ți dă... N-aproape banii înapoi, practic. O, da. De ce se bucură ăsta așa agresiv? Pentru donații trebuie decolteu, n-ai învățat-o cum trebuie? Stai liniștită că știe. Bă, ce dracu faci, mă, să moară? Eu v-am zis că la 5.000 de like-uri. Ce 5.000 de like-uri? Ai zis că când se face golul ăla aici, mă, sau cât ai zis? Sau la 5.000 câte? De like-uri sau golul, băieți? Doamne, ferească Dumnezeu. Stresul nu știe. Ce nu știu, mă? Micuneala secretă. Să mă bată tata aici, nebun. Și a luat și lepte și, și, și lemne și cărbun la poartă. Uite, mă, nu ne-a dat win la minorul ăsta să luăm și noi un 160 de lei. Dar în schimb am mai luat un mini de ăsta. Bine. OnlyFans? Nu, e mă, că nu. Ce părere ai de OnlyFans, Bea? Bă, e ok atâta timp cât tu ești împăcată cu tine și îți găsești un bărbat care să te accepte așa cum ești și... Dacă îți găsești un bărbat care să facă bandă pe urma ta. Da, la modul ăsta. Dar eu nu-s de acord, adică pentru mine eu să fac personal n-aș face. Nu sunt genul, oricum eu sunt mai... Cât ciudat. Aveți împreună? 50 de minute de când am dat start streaming și 10 minute de bârfă înainte. E ok că faci bani pe moment, dar după aia o să după te cunoști cu toată lumea și aiurea. Păi și ce, pe YouTube nu e la fel? Toată lumea corpul și așa. Ce mă, pe YouTube le arăți țâțele la băieți? Mai spui tu că scoți aia pe live, dar nu... Sau ai dat alea gen, o scoți după aia pe YouTube le arăți țâțele la băieți, Tobea, cu 2 minute. Pe YouTube le arăți țâțele la băieți, Tobea, tot ea, cu 2 păi minute, da, să mă bată tată. Mi-am ridicat așa. Lasă că te mai chem să mai facem un de-ala, un... Yeah. Un bathtub stream de-ala. Nici alea nu te coafează, nu știi ce sunt? Ce? Nu pot să cred. Nu le știi pe alea pe Twitch de stau în bikini? Mamă, dar ai văzut? Aaa, de stau în bikini și fac așa cu curul, gen. Nu, de stau în bikini nu, și... Nu, primesc live, primesc, am văzut pe Twitch, primesc donații și se ridică și fac, mulțumesc! Nu? Nu, dar gen stau în piscină de aia gonflabilă cu apă. Da, și se ridică din piscină când primesc donațiile și fac așa.
Ba da, m-am uitat. Nu fac așa, gen, la subscriber le scrie numele alora pe... pe tot felul de maimuțaie, înțelegi? Pe maimuțaie și când se ridică să le scrie pe maimuțaie, nu-și întorc curul? Ba da, ba da, că e tactică, e cu... Boys, trebuie să vă mai luăm o specială, ziceți la ce vreți specială. Boys, între timp să nu uitați să vă faceți conturi noi de-astea pe... pe... ce dracu? Pe Betano. Pe Betano. Aveți 199 de rotiri gratuite. Băgați codul OZWIZ și vă faceți conturi, primiți rotirile gratuite la Bucovoz, la conturi noi. Sau, dacă mai vreți alte oferte, aveți nou nostru partener de la All Stars, All Slots, fără prea multă imaginație, și găsiți aici alte oferte la conturi noi. Le aveți pe toate sau la conturi deja existente primiți niște bonusuri de-astea la depunere dacă sunteți interesați. La cât îți dă 2000 de lei? Sau ce? La 2000 de lei îți dă 77, nu? Gen... sau... care dintre astea nu le înțelegi? Sau pe care? 680 de rotiri. Și până la 2200 de lei. Gen, dacă tu depui 2200 de lei, primești 680 de rotiri și ei îți dublează banii, știi? Bine! Dar gen, sunt condiții de rulaj, dar uite, la ăsta e, nu e condiție de rulaj, bonus 100%. La ăsta îți dublează banii și îți mai dă și rotiri, dar fără rulaj. Bine, rău. În fine, la Gates vreți, mă? La Gates vreți? Hai, mă, că vă bag un Gates, mă. Ia să ne... îl știi pe Gates? E cu Zeus. Mamă, ăsta e forță. Asta îmi place. Păi, dar de unde dracu știi toate apăcănele, mă? Că m-am mai uitat și eu așa. Te-ai mai uitat și tu așa, mă? Mai vedem și eu. Ziceai că nu știi păcănele deloc și să mă bată tata, le știi pe toate, în afară de Big Juan. Da, pe Big Juan nu l-am văzut. Și nici ăla. Ba, da, pe ăla l-am mai văzut cu vulpea. Mamă, ce gif, murim. Dar mă, mai zic nimic. Dar băga și pe Johnny Sins, mâncați și... Aolo... E bine așa, băieți. A plecat cariera de streaming. A plecat cariera de... Atâta, de atâta nu s-a mai întâmplat pe live-ul ăsta, să mă bată tata, să aducem femei și să se mai și joace cu țâțele pe live, că în rest, de nu le-am făcut pe toate pe live-ul ăsta. Le-am făcut pe toate. Îl arată stăpii pe Big Juan. Bă, n-am cont de OnlyFans, what the fuck? N-am, sincer. Trebuie invocat și detectivul Pikachu? Detectivul Pikachu în acțiune. Detectivul Pikachu. Nu pot să cred că asta ai făcut. Ce are? Ce are, frate? Mi se pare super, super ok, așa mai fac și eu. Vrei să-l cunoști pe detectivul Pikachu? În acțiune? Lasă-o pe ea să apese, lasă-mă că e o specială cu aici, contează cine apasă. Hai mă, uite, dă-i tu startul, na, dă-i un space. Hai, aia e mâna lui... Adevărat că trebuie să te îmbraci? Bea marmota. Haide. O dăm. Și aici ce trebuie să-mi vină? Trebuie să-mi vină... Trebuie să vină 8 simboluri la fel și să dea și Zeus cu un fulger. Dar cel mai probabil o să ne luăm o țeacă cât noi de mari. Am mai luat și pe 400 de lei pișama și pe ea de specială proastă. Dar uite-te, știu, nu ne-a pus un fulger. Când dă ăsta cu fulgerul, se pune un multiplicator. Hai mă, să bage un X ceva acum, nimic. Uite, acum fulgeră și nu leagă nimic. Asta e o gherlă totală, ne-a nenorocit. Ne-a nenorocit, mâncați, nici 100 de lei nu facem. Fiți și voi decenți, boys. Ludea. Mamă, s-au câștigat 16 lei. Asta n-a mai legat. Și uite așa se fac, din 4 milioane se fac 50 de lei. Hai mă, că uite, are asta potențial. Dacă ne mai bagă un X. 5. Care am trecut de 1 milion. Da. E bine și așa. Cum dracu să fie bine? Din 4 milioane am făcut 1 milion, ești nebun. Trebuie să ne întoarcem iar la păcănele. Mersi frumos de membru, Martin Vicleanu. Mai faceți 3000 de lichele să vă mai iau o specială, boys? Să vă iau o specială de 200 de lei, că nu mai avem. Ce mai faci, stăpine? Uite, dau și eu o gheară. Voi ce mai faceți? Nu e cal și ei? Nu e că avem... Nu e că dacă... Avem aerul condiționat.
Ne rup de-aia. 3 hard likes ai deja? Uită căldura mai tare, stresul. Sunt de sănătăși. Nu știu dacă știe Blackjack. Știi Blackjack, bă? Ba, da, știu Blackjack. M-am jucat și eu odată la Blackjack. Mă! Dacă știi Blackjack, ca Sahe, ne-am dus. A dat mare ghenă, Sahe, nu? La Blackjack. Bă, vezi că mi-a nimănit niște dublaje. Ne-a dublat vreo 15 milioane. Bine. Nu e vreun virgin în chat ăsta cu 700 de euro pe PayPal? Vezi că trebuie să fie pe card, băiatul meu, că nu mai avem PayPal de când eram mici. Ziceți-mă la ce vreți să vă... să vă iau specială. Mai aveți încă o specială. Juicy Fruits vreți, mă? Juicy Fruits. E nu zic că și pe ăla îl știi. Mamă, cred nu că... nu prea le știu după numele, știu așa. După... de nu dorim pe păcănele să mă bată tata. Boys, nu uitați să vă faceți conturi noi pe Betano. Primiți 200 de lotiri gratuite dacă folosiți codul OZWIZ la Bucovoz. Doghouse, Gamble la Thor. Iar tău nu bea ciocanul lui Thor. Mm? James Bonanza, gata, Juicy. Treasure Wild. Câți ani ai, stăpine? Eu am 34 și are... 18. Justițiarul din Berceni. Lasă-o pe Bea să aleagă. Nu știe ea specialele, mă, nu știe. Nu prea știe păcănele. Păi și care e adevărul că nici 33 n-am făcut încă. Acum îmi dau seama. Oricum sunt bătrân. De ce vă da? Ce? E bine și... asta ești tu. Am înțeles. Opa, stai că am dat click pe ceva ce nu trebuia. Nu are corp de vinoră, nu vine bun nici după ea. O bășină și mori? Mamă, deci e prima oară când îi întreb de speciale și oamenii nu se pot opri din scris tâmpenii. Treasure Wild? Bă, ziceți mă o specială și voi interesantă. Bonanza? Bonanza, ăla numai Bonanza știe. Vrei Bonanza? Hai. Cred că sună așa cunoscut Bonanza. Păi da, oricum iau de 200 de lei. MB cu 5 euro pentru Bea. Știi de la ce vine prescurtarea MB? Milbei? Nu știu. Nu știu. Creier să mă bată tot. Poate e vreun admirator secret cu numele MB. Ia gândește-te repede. Mirabela Dover, nu știu. Marcel Bartoș. Dar de ce ziceam așa? De ce zicea? Mi-a spus vulpea că azi nu vine la furat. Am fost deja pe la vulpe și a furat-o pe Bea. De ce zicea așa? Păi ți-am povestit, mă, că zicea, le povestea ăstora că a fost un scandal și i-am trimis eu oamenii pe chat să zică treaba aia. Da, i-am scos din context doar ce zicea. Bine, creier. E vina mea că... da, genia nu-și pierde sponsorii dacă înjură așa, pe live? Păi da, nu înjură, că ea zicea... păi, n-ai voie să folosești cuvinte. Că ea de la Samsung imediat, cum am zis eu odată, muie. Ai zis muie? Gata, tăiem contractele. Bă, și care-i treaba că adevărat că... mă jur. Am uitat, dar ea nu cred că mai e cu Samsung, nu? Mai e cu Samsung, nu mai e cu Samsung. Păi și Vodafone ar trebui la fel și toate de la... păi ce nu-și ia, dacă nu-și ia bandă la Vodafone, ce are? N-ai voie să folosești cuvinte de genul pe live-uri. Că vin sponsorii și... uite, vezi dovadă că a mai existat o fată pe live-ul ăsta. Mamă, da, asta nu e fa... gata, tac din gură, că eu știu cine e fata asta. Cine? E și ea o prietenă, cum e și tu. Îți zic la ureche? I-am făcut două calculatoare. A? Bun, știi? Nu pot să confirm și să infirm. Eu am... mamă, dar nu te poți abține din bârfă nici acum, ești nebun? Ești... eu întrebam dacă ea e. Sunt puțin geloasă de ce să vorbim. S-a auzit tot? S-a auzit. Și zici viața mea tensori? Am adus-o pe Bea în seara asta aici să mă convingă să nu mai intru pe TikTok niciodată. Ești nebun, să mă convingă să nu mai intru pe Tinder niciodată. De asta am adus.
Suntem mari, trebuie să dau donații să vă pupați și nu ne pupăm deloc în seara. Îi dau boală. Are, ce voce are, zici că a fumat? Așa a fost mereu răcită, mă. Bă, nu. Oricum am, da, oricum am vocea puțin mai, mai răgușită, doar că acum e ori 10. Că sunt... Ai demenit-o cu un șveps, stăpine adevărat, i-am dat un șveps de mandarine. Un șveps cu măta. Te-ai făcut sugar daddy. Sugar daddy nu e, că nu primește, a venit pe... propria... sponsorizare. Opa, ia vezi că ne bubuie asta, mă. Nu cred. Hai cu... X15. Bine! Ne-am scos banii de pe specială. Bine. Și mai dă ceva după? Păi, mă întreb pe mine? Ar adică fi bine mai să mai dă. Bine, și sota asta de lei, dacă tu vrei. Uite ce se întâmplă mai nou cu femeile care mă refuză, ai văzut? Ia uite. Ce, ce? A, e bine și... ce dracu făceai cu ăla în casă? Cum adică? Te-ai făcut pădura? Păi ce, eu nu mai fut și eu? Nu. Deci e drept. Uitați-mă, chat. Asta... Da, e penala aia de jos. Care? Asta? Da. Asta e... toate sunt penale, crede-mă. Aici când am câștigat la păcănele, aici când era mini-creangă. Mamă! Ce? Ce pariu ai pierdut acolo? Aici? Da. N-am pierdut niciun pariu. Dar nu știu unde sunt alea. Dați-o, mă, pe aia cu... pe aia cu pudra de talc. Coaie, tot nu ne-am scos banii pe special asta? Nu, nu pot să cred. Nu pot să cred. 200 de lei și tot nu mi-am scos banii pe special asta. Să mă bată tat. Păi și nu mai dă? Nu uitați să vă faceți conturi noi pe Betano aici. Ceva cal să treacă pe gât? Uite-te pe Mims. Nu, mă, nici pe un Mims. Ia uite-l pe ăsta. Opa, stai așa. E bine așa. Stai, client. Mai zici ceva? E bine așa. Nu te supăra, cu ce te dădeai? Stai niște, că m-am dat și acum. Oh, e bine să ai talc în pantalon, că nu știi când... Da, ce-i drept. Știi ce zic? Poate e un secret de asta. O să încerc și eu odată. Îți recomand cu căldură. Mă, uite pe asta. Me. Aia nu voiam să o fac. Bun. Vreau să boys, știu conturile aici. Noi și încercați, vizitați și site-ul nostru allslots.ro, unde aveți alte oferte la alte cazinouri, la conturi noi sau la conturi deja existente. Facem calculator pentru BEA, nu mai facem rene niciun calculator pentru BEA. Ai o, ai o poveste pe care vrei să ne zici și cu rene, hai zi. Nu. Nu? Nu. N-ai o poveste sau nu vrei să o zici? N-am nicio poveste. Vezi că ți-a comandat băiatul ăsta ceva, hai du-te și deschide. Cine? Ăsta te dă comenzi, du-te vezi ce ți-a comandat. Bine așa, ia să vedem. Ia vezi ce ți-a comandat. Vă pup, prieteni. Vezi poate, că o să mi se cau. Poate te ia dracu cineva la bătaie. Nu am comandat. De ce ai pe ușă? N-am comandat nimic. Nu deschide-mă la ușă. Deschide ușa și zi omului că n-am comandat nimic. De la ce sunt, mă? Să știți că eu nu am comandat nimic. Nu, cred că face ce mă oprasă, că eu nu am comandat. Tocmai ce am mutat. Nu v-a pus niciun număr de telefon acolo? Sunați și vorbiți. Ce mai bine, bine? N-am fost să te cred că așa s-a. Încuiești ușa. Că eu nebunesc. Următorul curier vine și intră peste noi în casă. Jocul ăla nou, Sugar Rush, ia să vedem. Sugar Rush.
Am și o întrebare, da. Da. Uite, pe băiatul ăsta dă strimite. Cine are probleme mentale? Păi cine ăla, dar ai vorbit tu cu el? Ai vorbit cu el pe... Puștiu ăla? Păi da, ăla e ăla de comenzi. Bă, ce leșină. Da, nu po- da, nici n-ai ce să faci. Practic n-ai ce să faci dacă stai să te gândești. Du-ți la poliție, ce să faci? Du-ți la poliție, schimba numărul de... Păi și cât vrei să farmăm ăsta, mă, să mă bată tată? Nu-mi farmez pe mai mult de 2 lei, că pare o tâmpenie de joc. Ia uite, măi, cu gummy bears, zici nebun. Bă, n-are gusturile ți acum, dar de la socul. Iar l-a trimis pe ăla, bă, dar ăștia sunt absolut idioți ăștia de la socul lui, frate, să mă bată tată. Ia 10 oară cum ne zic, bă, nu mai veniți la adresa asta, ești nebun. Mereu, numai de la socul lui. Și mai sunt și ăștia de la obor. Păi cred că doar pe ei știți. A? Cred că doar pe ei știți. Nu, ăștia livrează la zona mea aici. Arată-i dragonia adevărat. Mamă, stai că trebuie să-ți arăt un joc tare. Ne șicăm puțin aici pe ăsta. Ne șicăm iberul ăsta. Ce, te coafează? E drăguț așa. E drăguț când da, îți ia banii. Cred că nimic. Plătește. Asta e gen să nu te super că ți-a luat banii. Și nici când pe 2 lei, dar... Mamă, 2-0 mâncați-i, s-a pișat rapidul pe ei. Să mă bată tata. Tu nu erai rapidistă, mă? Nu, era... Dacă zic ce eram, mă jură băieții, pe ăla nu e ok. Ce erai? Dinamovistă. De mică. Dar am și poză pe... Am și poză. Păi și nu te-ai dus tu la meciul pentru promovare? Ce fel de dinamovistă ești? N-am mai fost de mult la meci. De mult n-am mai fost. Mă duceam în PCH. Am fost odată și în peluză. Cu Gigi Becali. Toți nebuni. What? Păi PCH înseamnă peluză. Ai fost la oficială? Nu în peluză. Iartă-mă, nu în peluză. La oficială? În... nu, se numea altfel acolo. Lojă. În lojă. Așa, la lojă. La lojă. Ușa se află la intrare. Aveam un gagic de la Dinamo care și care Dinamo. Era mai mică. Avea zice. Teen celebrates end of all exams by having sex with old teacher. Stresul computer is 2 milioane views, 95%. Bă, coaie, să mă bată tată. Da, afară din casă. Bă, dar nu mai, bă, dați un pic așa că eram, nu sunt microbistă, am fost. Cine s-ar este câine? Gata, nu am glumit, sincer. Sincer, chiar am glumit. Putem să ne punem de acord că cine ține cu rapid să rămână invalid atât. Bă, da, aici, nu că, nu că sunt pe lângă Giurești pe acolo, mă omoară băieții pe stradă. Dacă zic așa ceva. Am membru și nu știam, păi de la Gifted, probabil, de la Gifted. De la Gifted, da. Boi, îți facem și noi 4.000 de lichele să vă mai au o specială? Nu, tu știi ce poți să afli la Gifted? Vreau da. Din băieții de la video, ce să afli, ce? Știi ce poți să afli de la Gifted? Bine, la mine că sunt mai puțin, dau să seama. Să afli sau da, ce? Da, să afli. La mine că sunt mai puțin, poți să afli. Tu, practic, la 4.000, nu știu dacă poți să afli, dar fii atent, când văd cineva Gifted, dacă e cineva care se uită la tine pe live... A, și gen n-a scris? Nu. Zici că oricum poate să primească? Poate să primească, da. Ah. Și să-l prinzi că practic se uită la tine pe live prin Mamă, Gifted. Mamă, te stalkerește, știi, fără să-i apară, exact. Fără să-i apară numele în chat. Mamă, și să apară un hater din ăla nebun. Hați, cu Gifted, ce ai făcut și eu? Mișto, mișto așa. Dă și nou Instagram. Nu o să o găsiți niciodată, frate. Vedeți că am pus eu la story pe Instagramul meu, dacă vreți. Da și voi un follow aici. Ar trebui să facem și noi un giveaway în seara asta, nu? Bă, hai să le facem, le facem un giveaway la băieți. Le dăm un giveaway la băieți. Hai că le dau, le dau să-mi ia pula în brațe, taci, tăciți în pula mea, ești nemun. Luați așa, gen. A, să nu mai facem atâtea giveaway-uri, ești nebun. Vezi și pe Discord, pe members. Bă, eu vreau să-l dăm giveaway, dar acum depinde de stăpinul. Hai, stăpine, să le dăm și la 10.000 de like-uri. Și de unde 10.000 de like-uri, mă, ce ai? Zic și eu. Deja ți-ai făcut programul, mai e puțin... Te muți aici, ești nebun, la 5.000 îți scoți geaca, la 10.000 dai giveaway, la 15.000 dai apartamentul cu totul. Giveaway, sutienul și chiloții?
Asta da. Da, la... Când se umple găul, dăm și îi dăm giveaway. Giveaway cu chiloții, dacă bă, se poate. Bă, sunt de la Kevin Klein, dacă... La Crow Recover. Bine, sunt de aia din piață, vă dați seama, fake-uri, că doar n-avem bani de chiloți de aia scumpi. E criză, verișorilor. Până să hrănească și hamsterii măcar. Mai e hamsterii? Mai am de ce să nu-i mai am. Merg perfect. Dă un link de la Discord. Pula nu are carte, nu contează de la ce sunt. Grijă cu promisiunile că nu se știe. Da, am dat ceva, mințit eu vreodată când am zis ceva. Bă, cred că am farmat destul jocul ăsta să mă bată tata, vă, că nu ne ridică, nu ne nici nu ne coboară, nici special nu ne dă. Dar n-ar trebui să avem ceva să selectăm pe aici, să plătim mai mult pe mână, să ne dea speciala? Pleacă blackjack-ul sau doar blowjob-ul? Dăm un blackjack acum, boys. Dăm un blackjack. Păcat că e din amovistă, în rest e ok. Da, mă, e fată de treabă. Știi ce e cel mai mare păcat? Că nu pot să-l ascult pe Digi aici, pe Gigi. Pe Gigi la Digi în direct după meci. Sincer. Am făcut o comandă de 4 săptămâni pe All-Star și tot n-a ajuns. Mai sună și tu la suport acolo. Se face, se descurcă și Marian cum poate și el. Știe Ioana că stai cu Bea? Unde stă, mă, frate? Bă, dar de ce mă atacați, mă, cu bletul, mă? Învață-o blackjack? Că ăștia care mă cunoaște știți că... Păi nu v-am luat, mă, și a treia specială? V-am luat specială la Big One, la Gates? Și la ce dracu v-am mai luat? Și la Bonanza, gata, 3000 de lichele. La 4000 de lichele vă mai au specială, boys. Îl mai iubește pe Jepcar? Zine povestea cu Jepcar. Cum dracu ai reușit să ajungi tu la Jepcar? Păi eu pe Jepcar îl știu de la... De când venea să facă competiții de FIFA la IDM. Făcea la IDM? Da, făcea la IDM competiții de FIFA. Bine, mă rog, tu ai ajuns, cum ai ajuns la Jepcar? Că îl știai de acolo, dar da, maică ta cum a ajuns la Jepcar? E o întrebare foarte bună. E foarte bună întrebarea. Vorbeam eu la telefon cu ea odată. Trebuia să mă rog, am rămas la el la studio, nu la el acasă. Are nevastă, copil, stai. Am rămas la el la studio. Am auzit că e divorțat, parcă. Și după ce am făcut live, am zis, băi, eram acolo cu Alexandra, aia micuță așa cu părul scurt blondă, nu știu dacă o știi. Fosta lui un jucător de FIFA, nu știu. Așa. Și am vorbit cu el după live-ul respectiv. Alu Maco ăla. Alu Maco, da, exact. Și eram eu cu ea, cu Maco, cu încă câțiva băieți și cu el. Și a zis, și acum mă sunase maica mea. Și am dat-o pe difuzor, a vorbit cu Jepcar la telefon și a zis, doamnă, ce ați spune dacă ați veni să facem aici o caterincă, o ho-ho? Și vezi că după ce a apărut maica mea pe live la Jepcar, dar erau nu știu câți oameni, s-a apucat de TikTok, măicuța. Nu pot să cred că face mai mult. Mă jur, are 70.000 de urmăritori. Serios? Da. Vezi că au plecat 1300 la jocul ăsta. Nu o pot să cred. Bine. Am mai bine ca la speciala de la Draci. Păi e bine. Timpul să părăsim. Ai supărată mai câta pe mine sau ai trecut supărările? Bă, pe tine n-am fost niciodată. De tine îi place, de tine chiar îi place. Și îi place și de Imogen și de Conaco, dar s-a supărat pe ei atunci un pic că au făcut glumele alea. Și ce crezi, frate, au bombardat-o pe Instagram pe maică mea toată lumea. Că fiica dumneavoastră a fost cu Conaco, spuneți-ne povestea. Serios? Da. Să... Doamne, bă, în perioada aia știu că era cu Oana Conacu. Bă, mi-era o rușine de femeie, de fata asta, că e fată, nu e femeie. Bă, mi-era o rușine de fata aia, de cine bunea, mai e și prietenă cu mine. Cum ai că e fată, nu e femeie? Ce înseamnă? Fată, nu e încă femeie. Femeie ești când ai copil, când... Momentan e fată, că... Na. Nu, e divorțată. Nu știu că au divorțat sau nu, că nu m-am mai vorbit. Bă, dar mi-era așa rușine de ea când spuneau, băi, mi-era un rău. Dar poate să te întrebe lumea de sănătate fără să te-a pus să bârfești 15 minute la rând, mâncați și ei la, era pe tot să moară mama. Eu te-am întrebat cum ai ajuns la Jepcar, te-ai apucat, ai ajuns la nevastă, salut Conacu, ești nebun. Deci, e
E greu, nu poți, diavolul nu poate ți fi ținut în frâu, ești nebun. O întreb, ce faci, băi, acum a fost azi? Mamă, mâncați și cu ăla ta, m-am văzut cu ăla care era gagică să lua ăla, care când a fost cu ăla și mama, vorbeam cu ea la telefon de ăia doi care... Murim. Jocul meu cu ursuleții la patru casă, luăm specială la el? Vera, Olina, Blackjack, te pup, Vera, te pup. Hai că dăm, băgăm un Blackjack, băgăm un Blackjack. Oricum o să te aminte aia, dacă o să o punem pe Bea să ne dea, să ne dea coluri la Blackjack. Hai să arătăm niște dragoni de ăștia, mai mă, să-ți arătăm dragonașii, mă. Mie dragonii chiar îmi plac. Îți plac dragonii? Te joci TFT? Nu. Mamă, vezi că e belea. Trebuie să ne jucăm un League of Legends, dar nici League of Legends nu am mai jucat. Nebunisem la un moment, dar mă jucam câte 10 ore pe am zi văzut. Cu Fiori. Și, bă, te-ai jucat odată unde ai jucat pe Aram? Bă, cred că 24 de ore te-ai jucat Aram. A, deci, da, asta da, nu, nu. Da. Deci nu venea să cred. Mă jucam mult. Și vezi că m-am uitat și eu câteva ore la tine. Că e chill, mie îmi place Aramul, dar da. Eu joc la tryhard. Că îmi joacă și orfanii aia. Am elo de master pe Aram, ești nebun, mă joc cu aia, mă joc cu Dumnezeii jocului, cu challengeri. E fain, e fain Aram, dar mie îmi place la ăla, când îți bagă vrăjile mult mai repede. Nu am să ăla-alt, ăla e fain. Rapid fire. Da, rapid fire, să te joci așa în prostie, 20 de ore, ăla e nenorocire. După aia când te duci pe normale, nu mai înțelegi ce se întâmplă. Mai are puțin și zice că era trecută și ea pe foaia aia de divorț. A fost martor și la... Și la cununie și la divorț. Bă, nu, chiar n-am fost la ei la cununie. Și nici la divorț. S-au mai răcit relațiile. Da. Și nici la pește n-ai fost. N-am bă, făcut nimic ilegal. Vreți să vă povestesc și de pește? Hai, povestește-ne de pește. Bă, deci, ca să ne înțelegem. Eu și cu Conacu eram prieteni cu toții. Cu nevastă sa, cu toți prietenii. Acolo aveam un grup de prieteni în pandemie. Dragonul din pantalon când îl arăți. Bun, și eram prieteni cu toții. Și într-o zi am mers cu nevastă sau cu toată lumea. Am mers la pește cu corturile. Și acolo am prins pește. Și de acolo am pus noi niște story-uri gen că suntem la pește. Și după aia venit Timon cu gluma cu taci din gură ce ați făcut la pește. Și adevăr lumea cu peștele. Dar n-am făcut nimic la pește. Era dormit în corp cu nevastă sa. Poza? Ce poză, mă? Și peștele era Conacu. Dă-i pe turbo, hai mă să dăm și noi 50 de spinuri pe turbo. Asta e secretul succesului la jocul ăsta. După mergem și dăm un Blackjack. Trebuie să sune Imogen, nu? Că dacă sună Imogen de cel mai tâmpenie e bun. Intră pe Mims. Ce ați mai făcut, mă, terminaților? Gata, mă. Ce dracu, mă? Murim, bă, nu sunt sănătoși la cap, mă jur. Ce mă, băieții sunt... Ce amuzant de sunt mor. Dar și noi 5.000 de like-uri, băieți? Mă, ce pula mea s-a întâmplat cu aia aici? Mamă, ce aveai aici? Zic, aveai rabie, ce? Mă rog, au și exagerat băieții un pic, dar cred că m-am bronzat cu umbre, mâncați. Nu știu ce s-a întâmplat. Nu știu ce s-a întâmplat aici, ești de bun? YouTuberii de tine, fiindcă ești un om eglat. Te vorbești mereu în cap, pe nedeșteptat. Hai, boss, pulă seara, stăpâne, vă salut cu stimă și respect. Îi salut pe toți odată și pe Regii Scorpion și coach Koch Valentin, pupicei Bele. Bea, îl știi pe Mihai Boss? Mihai Boss nu e de la... Nu e Mihai de la... Nu e... Aden? Nu e Aden. Mihai îl chema și pe Aden. Mihai îl chema și pe Aden, care zi și cu Aden, ce povești mai ai și nu cu Aden? Nu știu, Aden am fost la el la organizație, nu m-am jucat cu Nix și cu fetele. La CS? Da, m-am jucat cu ele în echipă și nu mă mai haleau că nu făceam practice-uri cu ele și făceam prea multe live-uri. Și făceam practice-urile pe live-uri și de-aia nu mă mai hales fetele. Făceai practice-uri pe live-uri? Da, brother, nu te știe. Nu hai mă să dăm cum. Un... Ba, cred că știu.
Îl știu, dar... Nu e, mă, e băiatul ăsta, n-ai de unde să-l știi. Uite, Mihai Robert. N-ai treabă cu om. Te pupă, Mihai. Poate, poate. Hai, mă, să vedem... Să-i vedem pe băieții ăștia, dar ăștia se joacă blackjack european. Ia zi pe care îl vrei dintre ăștia. Oh, bine la blackjack. Nu vreau mai frumușel? Ăsta. Nu, e minor. Să moră, nu zici că... Cum dracu să fie minor la blackjack, mă, ce ai, ești crazy? Bă, zici că e minor. Nu mai zic cuvinte cu M. Zici că e copil mic. Ce dracu e ăsta, mă? De a câștiga bani? Mamă! Ăsta e Safșcade, îl știi pe Safșcade? Da, știu pe Safșcade. Bă, chiar voi seamănă cu el. Să nu uitați să vă faceți conturi noi pe Betano aici, să vă luați cu codul OZEWIZ, primiți 200 de rotiri gratuite la Bucovoz și aveți aici site-ul nostru All Slots. Dacă nu vă coafează oferta de azi de la Betano, puteți să încercați restul de oferte la conturi noi, la toate cazinourile sau și la conturi existente, primiți bonusuri la depunere. Verificați site-ul pentru toate ofertele, boys. Casa. Așa. Casa. Casa. Casa ce? Pariurilor. Casa pariurilor. Casa. Nu știi, mă, că s-a certat ăsta. A, da, 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 știu cine e ăsta. Da, că te întreabă cineva de bârfe să mă bată tata, ești la zi. Cineva dă mimuri, dă scandaluri de astea. Te uiți pe TikTok, hai mă, că... Ia uite un băiat cu 2700 ILO. Mamă, îmi fac bărbat stresurile. Băieți, ia să vedem ILO un chat, că gata, m-am pornit. Uite, mă. Eu de obicei joc la mămica asta. Dar nu, nu jucăm la fete acum, că avem... Avem fete invitate pe live. Ia să vedem. Să mordă, nu vă stă bine împreună, Doamne ajută, nu avem treabă, bro. Campion ăsta, contactezi avocații mei. Asta e Caterinca lor. Caterinca lor, boys. Eu sunt campion, tu ești campion. O să te contactezi avocații. Spune bine, te-am găsit. Dar la femei de ce nu ne-am băgat? Pe vrei la femei? Vezi, păi, că cred femeia că am vorbit deja cu ea. Știe să gătească musaca toate. Tu știi ce salariu au ăștia? Ce salariu au? O grămadă bani, 5 de milioane. Zici tu? Pe lună, am tovarăș, da. Vezi că nu e rău, vezi că e bun. Pe da, dar vezi că muncesc mult, mă. Știu, da, să și... Muncesc mult, sunt cam obosiți, băieți. Sunt, da, nu e, nu-s pe șantier. 5 de milioane? Solistă de la Voltaj? Plus bonusuri ajung la 60. Doamna-ți băie să dea pe ea geaca jos. Ce vorbesc în română? Au salariu 18 milioane? N-au, mă, n-au. De când e Cheta dealer, nu seamănă asta cu Cheta. What the fuck? A, ia zi, ai o poveste frumoasă și cu Cheta Minol. Nu, 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 deci Cheta mi-e foarte drag. Ți-e foarte drag? Da, da, da. Păi și cum ți-e drag dacă n-ai povești cu el? Uite-l și pe Exit. Îmi place mie, mă uitam înainte. Salut, mă, Exit. După ce terminam eu live-urile, mă puneam în cam și mă uitam la el. După ce să mă uit cum se joacă lor. Dar și la tine m-am uitat când te joci la el. Îmi place. 21, vedem că ta dealer are din păcate, ne-a bătut pe toți, mă. Nu, mamă, n-a câștigat niciunul, mâncați și gurată. Te-a rupt pe genunchi. Frate meu lucrează la Pragmatic, unde salariul începe de la 37 în sus. În câte știu, eu a luat cel mai mult 60 ceva. De aia de ce nu-l salută pe Exit? Da, mă, păi a intrat Exit, a zis că a intrat și a zis salut. Salut! Mamă, uiți de ce o înșel pe roșcată. Cine e roșcată? Aia din spate? Ioana de la Superbet. Aha. Intră la Ioana. Hai mă la Ioana să-i pup. Păi e pe Superbet, ne jucăm la Betano. A, ok. Scuză-mă. Lăsați-o pe Ioana seara asta. Seara asta stai la băiatul ăsta frumos. De treabă. Mă rog. Ia zi, de ce le plac fetelor chelioși?
Știu mai multe fete de le plac Elioși. Bă, nu știu, dar contează așa mult aspectul. Nu, dar ce contează? Portofelul, ce contează? Nu știu, da? Nu, nu în portofelul, din contează caracterul. Uite, să te înțelegi cum, să ai ce, păi, să vorbești. Păi ai judecat caracterul când ai zis că e, bă, frumos băiatul ăsta? E păi și ce am zis rău? E frumos, e frumos la suflet. Uite, ai câștigat tu. E frumos la suflet? E frumos la suflet, așa, uite ce frumos aranjează cărțile alea. Cum pune mâna senzuală așa pe ele. 10 din 10. Da, e că trebuie să caut ăla cu e frumos la suflet, ești nebun. E frumos la suflet, tot bea cu 5 minute. E frumos la suflet, băieți. E frumos la suflet, mâncava și cura voastră. Mă bată tată. Ia zi, Vera, ce dăm și noi aici? Dăm și noi un double? Că parcă cred că așa ar trebui să zică basic strategy-ul. Dăm și noi un double, ia să vedem. Mamă, ce mă? Citeai ce scriu ăștia în chat? E, se duce chat-ul așa. Încerc să citesc toate comentariile, dar e greu. Ce, tu ai reușit vreodată să le citești pe toate? Opa, bast! Un bast. Bine, 200 de bastârgi! Vezi că am fost la limită, s-a pișat pe noi cu treiul ăla, mă. Ți-ai zis eu că e frumos băiatul ăsta? Dar ne aude? Nu ne aude, nu? Nu te aude, doar dacă îi scriem. Zic că a zis... Frumos. Ia zâmbește. Frumos. Nu cred, citește. Citește, mă, da. Ăsta nu știe cine sunt, ești nebun băiatul ăsta. Dacă aude vocea, fuge de la masă, e nebunit. Mamă, să moară mama, 20. S-a retras Zidane din fotbal? N-ai voie să iei contact cu omul cu el de afară. A, a intrat altul, mi-a luat gagii cu ăștia. Ce facem noi aici? M-am chinuit aici să-l cucerim și acum pleacă? Păi l-ai speriat, bă. L-am speriat, e, asta este. Acum stau să mă caute pe Instagram. Sau să te caute, o să te caute pe live. Pentru plăcere. E bine așa. Stresul cam pe la bara. Stresul cam 12 cu... N-am mai apucat să dau, băgăm-i și pula. Bă, au prea puțin timp ăștia, mă. Ăștia pă... au prea puțin timp. Zi-l băiatul ăsta că dă prea puțin timp, să mărească timp. Mai bine pune-te pe ultimul loc să iei tu cărțile dealerului. 15, din păcate prea multe. 9, 5, 6, ceva ce mai știu, 11, carte la 11. 12. Își dă bază, mă, că sunt căști, sunt cărți mici. Carte la 12. Eu nu-s rusu, mama, așa așteptam cu aia să-l comparați cu unul, ești nebun. 16. Și e actor. 19. De fapt, dacă stau un pic să mă gândesc, seamănă puțin cu Exit. Puțin! Mamă, să mă bată tata. Dar tu când ai făcut colaborare? Cu cine? Băiatul ăsta, aici. De ce te-ai băgat la băiatul ăsta? Uite băiatul ăla din spate, e mai frumos? Păi s-a schimbat dealerul la masă, mă, nu vezi? Aaaa, nu e corect, du-te la... Eu am apucat să... La femeie? Să pariezi, ești nebun. Ce era păr? Ai racolat-o cu metoda Loverboy? N-ați văzut, mă, că a ridicat Dorian awareness-ul pentru Loverboy? Da, frate, bagă... Bag cimicianga, bag de tate, ești un crocodil. Bagă legale cu măta, ești nebun. Crocodil toate. Păi, mie îmi plac ochelarii lui băiatul ăla din spate. E chiar de treabă. Vrei să mergem la Harry Potter ăla din spate? Hai că mergem. Stai să încerc să pariez și eu odată cu aia, dar e prea puțin timp la blackjack-ul ăsta, să-mi bat pula. Sau mă ții tu de vorbă? Nu mai spamează-mă cu Discord și cu mine, mai tăcesc dracu de orfani. Că ne șcăm gheara acum.
Încă un casă 700. Schimbă stilul, nu vezi că ăsta trage cartea? Până nu se termină? E cea mai mare manevră, stilul ăsta de blackjack? Schimbă stilul de blackjack, nu vezi că ăsta nu trage cartea? Nu se termină de jucat masă, e cea mai mare manevră? E direct vreau să ne bea cu bărbații că voi ești stăpinul geros. Pe asta și îmi doresc, băieți. Vreau să vedeți aici, față, live. De stăpin geros. I-am dat tag la story pe Instagramul meu, boys. Uite-l că nu are cartea întoarsă. Păi e blackjack european, mă, Vlad. A, dar asta albă nu e cu aia. E blackjack european, așa se joacă. Dar blackjack-ul e un fel de... poker? Nu. N-are treabă? Nu, trebuie să ajungi cât mai aproape de 21, fără de să 21. Treci. Da, nu știi că știi? Știu, dar nu prea știu, adică știu. Hai că vă iau specială. Trebuie să vă iau specială la 4.000 de lichile, trebuie să vă iau, nu? Eu nu mai fac mișcări pe live-ul ăsta, că îmi tincă. Mamă, băga-mea și pula. Ia uite, mă, nu mi-a dat mie, mă, ești nebun. Nu mai vreau să mă mai joc la ăsta. Cât poți să iei cel mai mult la blackjack? Eu noi nu-l jucăm aici, nu știm să-l jucăm cum trebuie, că suntem petarde. Gen blackjack-ul poți să te mai pui la masă, să-ți dublezi miza, să draci, înțelegi? Poți să ocupi, uite, poți să ocupi să ocupi să joci 5 mâini în același timp, înțelegi? Poți să iei și 10 milioane într-o mână. Dar noi jucăm pe sume mici, jucăm așa la draci. Stăm la 14, la 12. Carte la 12, 16. Dar poate să te țină dealer în minte și să te salute? Păi da, ăștia mă știu mai toți, mă, după blackjack, după YouTube. Ce tare. Foarte tare. Dar nu ăștia de la Beta, nu aia de la Superbet. Dar aici, că și noi suntem de treabă cu ei. Culoare și stresul pentru blackjack. Aha, bă, dar nu ieșim și noi deloc pe plus. Fă mai cald în casă. Ne țin minte. Dă-și tu geaca jos, că sunt 60 grade. Doamne, geaca neagră. Ce? S-a supărat băiatul. Uite, a găsit-o și pe Catinca. Ce să mai schimbăm, că... Bă, sincer, am avut noroc că a dat 10 aici, dar... Stăm la 10. Carte la 10, 19. Amă, i-am mai citit o dată mesajul lui băiatul ăsta și... Nu dădeam seama dacă mă înjură pe mine sau pe tine, sincer. L-ai citit și tu? Da. Acum, adică, dai datul sus. Hai, că-mi bat pula. Acum am răbdare, numai la tine am răbdare. Uite, vorbim cu fetele astea. Fetele astea. Uite ce drăguțe sunt. Vrei să vorbești cu fetele? Mamă, e frumușică fata asta. Vezi că e... Vezi că e ce trebuie. A, dar nu e că e la cash de ăsta rapid. E bămică, știe să gătească, știe să e tăcă. De unde știi? Păi am vorbit cu ea, ești nebun. Am vorbit cu ea, că... Ei îți vorbesc, mă, să răspund, înțelegi? Și i-a zis, fac o găteală de aia. Păi am întrebat-o dacă știe să facă musaca, ce vrei să o întreb? Am întrebat-o clătite? De tatuaje, de etc. Am întrebat-o și de vergeturi. Are tatuaje? Are tatuaje pe mână, da. Păi și are voie la blackjack cu tatuaje? Da, ce crezi, că-i arată tatuajele, cărțile? Crezi că-i arată tatuajele, cărțile? Unde e, mă, mucații, că nici nu mai găsesc să mă bată tata. Bagă rigurile la maxim să faci sau... Nu stai să mă joacă. Nu știu ce blackjack joc. Hai că vă iau specială, boys, vă iau specială. Uite, mă, dăm o mână la Harry Potter, hai să dăm o mână la Harry Potter. Bă, nu-i rău băiatul ăsta, chiar e ok. E de treabă, nu? Are de treabă, da. Îmi întrebăm dacă se joacă League of Legends. Main și Vana. Cred că e după cum arată. De unde ți-a venit ție de main Shyvana? Ce e cu Shyvana, a? Nu știu, mie îmi place Shyvana. A fost primul meu main. Păi și unde te jucai? Top sau junglă? Top mă jucam. Deci că ai Shyvana top? Da, la început de tot că jucam mai top. Păi la un moment dat era... La un moment dat era... Overpowered rău de tot Shyvana. Aia da?
Da, prin sezonul 3 se jucă. Dar ai fi șansele să fii chiar tu stresul. Ma. Pare să fii să mă succes. Te juci din Cop Legend. Om de treflă pentru tine. Suntem absolut terminați. Să dau double, mă? Cop Legend, de ce? Dar nu ne dă și nouă ceva, că îi cunoaște? Uite, mă, trebuia să dăm double, nu, să-mi bapă. Nu mă joc Nicolegens. Nu mă spune ce doresc să faci. Să vedem cărțile de dar uite, mă, oricum ce stă. 11, 15, 17. Felicitări și câteva ce se vede cu 19. Mamă, ne-a dat, ne-a umplut de valoare, dar respect de astea. Vezi că nu-i rău, băiatu, ți-a zis că e de treabă. Hai, mă, să mai jucăm, uite, jucăm pe miză mai mare. Stăpiam un pisici și fiată când îl pornesc. Cred că am jucat 3 meciuri de rol în toată viața mea. Atât. 3 meciuri. Ba măcar s-a jucat. Pare să fii să mă rog. Și nu pot să spun că mi-a făcut plăcere să mă joc. Doar că am Dorina și tovară și toți jucau și am zis aibă mai stea singur. Hai că am scris și eu. Mergi. Ba da, dar sunt mai mult cu șuterele. Ce doresc să faci? A, se joacă cu Counter-Strike. Nu trebuia să dau. Mai bine că n-am apucat să dau. Ia întreabă-l cât ilu are. Mi-a rupt, mai bine dădeam hit. Am dat și partea CS-ul, Call of Duty, Warzone în special. Cât ilu ai? Îmi place Apex-ul. Nu, asta se joacă toate jocurile, nu face performanță în CS. PPS-ul, nu știu. Da, am jucat într-o perioadă, nu mai joc pentru că mă nervam foarte tare și mi-a spart birou. Părerele s-au închis monora tuturor. Mamă, mucați, și te sparge asta dacă pierde. Prietena mea te-am dat cu monitorul în cap dacă mă vedem. Are gagi că s-a stricat. Gata, ieșim de la băiat. Se zice, mi-a murit pula, așa zice. Mi-a murit pula. Ne-a banat. Ne-a rupt. Mersi de mâini, spor la treabă. Haide mă să vă iau o specială, boys, dar înainte să nu uitați să vă faceți și voi niște conturi de-astea noi pe Betano. 200 de rotiri gratuite. Și-a lăsat Werti mustață. Apare ceva cu formatting. Bro, reinstalează și tu Windows-ul, frate. Aia, citești și tu. Nu știu cu aia ce... Ia da, hai, până să apucă să-i dau. Haide, au dat ăștia, haide, ești nebun. Asta vreau să văd. Boys, conturi noi pe Betano, 200 de rotiri cu codul OZWIZ și Bucovoz și nu uitați de site-ul allslots.ro, ne-am făcut slot site de păcănele, unde aveți listate toate ofertele de la cazinourile din România, puteți găsiți bonusuri aici și pentru conturi deja existente. Tu ai auzit mama neama noastră? Nu, ia. Nu pot să cred că n-ai auzit-o. Ia. Mai întâi ghicește cine o cântă. Nu e Imogen, nu? Nu e, nu e. Ai văzut cine o să-și ia nucleară? Ang. O să-și ia ang nucleară. Eu încerc să-mi dau seama cine cântă. Își atâțu mondială și o să-și ia o nucleară. Nu-mi dau seama. Imogen? Romeo, fantastic. Nu pot să cred. Hai Carolina Giambalao. Nu știi că s-a apucat de live-uri pe YouTube? Da. Nu cred. S-a apucat de live-uri pe YouTube. Mamă, forță. Ia, te duc la mu. Te duc la mu. Te duc la munte. Nu e ăla? Ce mă, te încep să faci ca vaca pe aici prin casă, nu înțeleg. Deci o piesa lui de zice, te duc la munte. La ce vrei specială, boys? La ce vrei specială? Da. Vezi frunz de membru Androne Costel. Radu. Și trăiesc ca împăratul. E jihad în Europa. Bine și mă. Următoarea o să-ți placă mai mult. Să vezi. Sugar Rush. Dar ne-a plătit deja Sugar Rush, mă. O să băgăm la niște EGT-uri pe bea să ne mai facă bani din dublaje. Hai mă să vedem ciocanul luptor. Fără piesa asta. Vine să mă mișc. Te-a rupt? Haide. Păi e sezonul petrecerilor. Hai Amanda, Amanda mea.
cât dracu să luăm. Aoleu, mult. Că vine jihadurile astăzi, da. Ragați, grați, ghidam, ia-uți cum vine, mă, acum vine jihadul. Hai, mă, na, 300. Dar deja ne-am dus. Anul trecut a fost proba. Vine bomba nucleară și pe toții ne omoară. Amană, amană, amană. Colectează că e gros la cavașcrava asta. Știi când am pierdut banii acolo? De ce era asta? Da, că puteai să dai gimbal acolo, să-ți dea mai multe rotiri. Nu pare de încredere așa jocul ăsta, nu știu. Nu prea, nu-ți prea inspiră încredere? Nu inspiră încredere deloc. Ce schimbare, bro? Nu mai știu ce, de ce. Miliona în Bitcoin. Este doar finură, boi. Maaa, bine! De minat s-a apucat. Vacanță pe viață. Mai zi ceva. Vacanță pe viață. Altă speță. Altceva, a? Să iar să zice balanța. Mamă, ce mini ciocanul ăsta? Bă, da, câștigăm și noi ceva să vă trăiască neamul vostru, că am luat de 3 milioane specială cu aia. Nu e și jocul ăsta rușine așa un pic cu aia la specială de 3 milioane să ne plătească 10 lei? Sincer. Da, bine și cu Oblei, da, nu mai. Fericire, ai câștigat Oblei, mai bine. Mamă, mamă, stai că m-am tiltat, dar nu mai știu de capul meu, mâncați și gurata, trebuie să ne calmăm un pic, de obicei, după un tilt de ăsta mă duc la zaruri. E timpul, Bea. Ia să vin zarurile. Dacă nu nimerești dublajele, te-am spart, nu să mă bată tot. Nu spune că ți-a dat Oblei la specială de câți bani? 3200. Nebunesc. Dă să pice 100 de lei să-i facem 8 milioane. Se ară pinguinii? O ducem și pe la pinguini. Aha, asta e șansa bine, noastră. Bine, asta e cu Wild-ul, gata, știu. Asta e șansa noastră. No, de ce ai dublat 200 de lei? Că nebunesc! Stresule, nu, de ce 200 de lei? Dacă eu nu dublezi, nu devenim milionar. Păi trebuie să ne scoatem banii. Mă ajunge pe neagră, că știu că am venit tot ceară. Nu mai explica, alege direct. No, că mă jură tot chat, mă jură. Păi trebuie să ne dublăm, să ne revenim. Bine! Mamă, auzi-l pe ăsta, fă-mă, Doamne, doză de suc. Asta înseamnă să ai șansă, auzi? Aia zic. Ne-ați luat banii, e bine așa. Bă, dar de ce nu ne-am mai lăsat să mai dublăm o dată? Nu mai lasă așa, că e bine așa. O surechile e dependentă. Ce e scărița? Scărița e gen când iei toate astea și dai așa. Le dai câte una pe rând, înțelegi? Și e mai ca lumea sau? E de circ, n-ai de... Bă, astea-s păcănele, n-ai... Nu există strategie. Mă rog, au niște băieți. Gen, dacă ai noroc să-ți dea... Bine, e mâna 10 lei și să câștig 5. Mamă! Păi da, mă, dar pe da, 10, mă, lei. Da, 10 lei. Un zar, da, dacă ne puneam un zar în mijloc acolo. Aici, de fapt... Astea-s wild-urile. Da, aici știu că se dă bine rău. Bă, da, să mai jucăm chat? Chat, să mai jucăm? Să mai jucăm chat? Cred că jocul încă ne mai vrea. Mamă, nu mai dubla, ai mă, stresule, mă, dar nu mai dubla, că vrei mi-e să băgăm frică. Direct? Păi vezi că acum chiar că nu ne dă, știi, nu? Că nu ne dă. Știu că ne-a dat până... 100% nu ne dă. Milionar în Bitcoin! Bine! Este doar
Ia uite, roșu, roșu, poate vrei să vă dau hide. Deci tu dublaje pe... Coi, dar nu știu de ce nu mă lasă. Cred că atunci ne jucam pe 50 de lei, mă, de mă lăsa să dublez la 15 milioane. Tu n-auzi, mă, că i-am dat dublaje la 15 milioane pe 30? Și de atunci, de 3 luni de zile, n-am mai câștigat pe cănele. Și ai nimerit dublajul? Nu, logic că nu. Deja. Mă doare periuțe de dinți. De unde știi dacă mă spăl pe din centru? N-am făcut curat în cameră că a venit Bea, mă, am scos cutiile, că am desfințat rigurile. Schimbă, știu jocul ăsta? Ce-ți vrea mustăcioara, Rene? Da, e mișto ăsta cu aia. Ia zi, Rene, ce-ți vrea mustăcioara? Râde de zici că i s-a înfundat jiglerul, dar lasă, mă, că e de acasă, mă. În loc să dai în femeie, dai în aparat. Frate, aveți grijă ce spuneți, că sunt responsabil pentru voi. N-au zis că sunt responsabil de ce tâmpenii scrieți voi? Ai adus pe cineva în plus? Păi nu, că oamenii s-au învățat. Sunt plăzibă că pierzi, Doamne. Bă, nu stăm rău, sincer să fim. Bă, stăm bine rău. După o oră 40 de live... Vezi că... Boys, nu uitați să vă luați rotirile gratuite de la Betano. Aveți codul OZWIZ și primiți 200 de rotiri la Book of Oz. Trebuie să vă faceți conturi noi. Dacă nu vă coafează oferta asta, aveți site-ul nostru allslots.ro, unde aveți oferte de la toate cazinourile din România la conturi noi, precum și bonusuri la conturi deja existente. Verificați și voi site-ul. Au, și mă întreabă un băiat pe chat. Ia zi, Bea, e băiat educat de cu destul liro? Nu știu ce să spun. Cred că se poate și mai bine un pic. Ai, că nu te mai satură Dumnezeu de Elo, Bea, să mă bată tata. Ah, ce-mi place Elo-ul pe Face It. Ce-ți place? Cine-i Bea, o prietenă mai veche? Care bine. Tocmai ne va dubla nu, că 40 nu. De lei. O, mă, că-s 40 de lei, dublat 2 milioane. Roșie. Hai, dă-i tu cu mâna ta. Nu o dau, că mi-e frică. Păi ce mi-e că dau eu? Ce ți-a zis? Gata, e dublată. Păi nu, și la 160 de lei, păi da. Nu știu. Am zis eu, prima zi tu al doilea. Bravo. Ce pe cur? Aia zic. Gata, bagă în casă că nebunesc. Ce să mai bagă, deja i-am dublat, i-am făcut 320. Asta zic. Și că bagă în casă repede cu degetele alea lungi. Și erau banii, erau dublați de mult. Ești nebun, ce aveți? Erau banii dublați de mult. Bă, de ce zice lumea că am fost cu exe? Eu n-am fost cu exe. Și acum începe o bârfă de 5 minute, zi. N-am fost. S-a mă zic că se vede că nu poți să reziști. Așa dacă reziști. N-am fost cu exe. Zi, frate, zi. N-am fost cu exe. Exe e un prieten. Mamă, aproape tabloză, mă bată tata. Ce aprede? Ai, mă, stresuri, ai, mă, că nu ne mai dă, ne-a dat, ce să ne... Nu, da, gata, băgă în casă, că nebunesc. Bine-s, boys! Bine-s! Bine și... E bună la casă, omule. De ce regalii, mă, ai fost cu regalii? Cu regalii? Nu, n-am fost cu regalii. Păi, da, ce iau ăștia la rând, mâncați-și? Mă, ce aveți? Am fost cu un jucător de canter, cu Ilo mai mult așa, dar nu se dă numele aici pe cea. Sound. Merge și noi mai departe. Scuze! Scuze! Bă, aș simți simetria asta, chat. Hai că e bine așa, prieteni. Aș simți simetria. E bine așa, prieteni. Nu mai dai că nu mai contează ce dai acolo, că oricum e bine așa. Eu zic că e... Nu știu ce să mai zic, m-am... Ce să mai zic acum, ai zis? Am plecat și hadul. I-a murit motorul să mă bată toată. Să-i dau inel? Ai văzut și tu inelul ăsta? Inel cu Asus ROG. Ce belea e. Vezi că e de la 3090, RTX 3090. Îți dă la placă. Nu faceți fericiți prea greu o femeie, băieți. Nu știu, chiar nu știu ce să-i dai, mă jur. Ce simt, dar neagră ca să fie, nu știu.
Eu o simt neagră. Eu merg pe simetrie. Știi simetria? Roșie, neagră, roșie, roșie, neagră. Nu? Sau roșie, neagră, roșie, roșie, roșie. Ce e în dreapta trebuie să fie și în stânga, că sunt 5 cărți. Să băgăm în casă, mă, chat? Nu o ajungi milionar, mă, băgând în casă. Deși sunt sigur că o schimbă pe roșie, neagră, mă jur. Bine, mă, băiatule, mă. Bă, ești numărul... Simetria, tată, simetria. Rene e numărul 1, că el ne-a zis de aparatul ăsta. Uite, și-a și zis roșie. De dublaje nereușite și de bani pierduți la pinguini. Vedeți că încă n-am ajuns la pinguini, chat. Chat, încă n-am ajuns la pinguini. Bă, da, cred că trebuie să părăsim incinta, că cât să ne mai plătească și aparatul ăsta, să mă cât bată tata. Cât să ne tata. Mai dea adevărat? Dat, am luat 12. Acum trebuie să ne jucăm ceva, circ. Facem 80 de milioane seara asta. Facem 80 de milioane, zici? Da, păi nu, că vin băieții imediat cu niște sugestii. Dăm o lin pe ceva și e bine așa. Marius Dragomir cu 5 euro arată ce a făcut ca inbox-ul lui Ioana după ce i-au descoperit ăștia Insta-ul. De tastatură la fată să dea o gheruță, ia space stânga-dreapta. Machelele, mai ești virgină, Bea. A plecat de mult trenul ăla. Androne cu și Costel cu membru. Voi așa cu un like, cu un subscribe. Bă, dar nu văd niciun subscriber nou, frate. Chiar nu avem subscriber noi? Mersi frumos de membru David Găină. Voi, îți faceți și noi 5.000 de lichele? Ziceți atunci repede. Dar n-a făcut 5.000? 4.500 de lichele, uite aici. 4.500 de... Hai ziceat că se poate. Știi ce e asta? Capibara. Stau, vreau să aud. Ce frumos e. Ai vrea un pet capibara, nu? Tu n-ai avea pisică, mă? Eu? Ba da, grumpi. Ăla alb, mic. La tine sau la maică ta? La maică mea, la maică mea. La maică ta, așa știam și eu. Să-i pup sufletul. Nu se înțelege doar gălăgie? Nu te promovează YouTube-ul? Merge perfect. Bogov, ce? A venit Rodby cu capi-capi-capi-tempo, capibara, toată vara capibara. Când ai, doar când ai mustat firma, câștigi și tu? Mă învață să fiu... Cutunul? Ce-i cutunul? Cutunul? Da, mă, că e timpul de un cutunul. Să ți-l prezentăm pe cutunul. Iar să... Bonanta speciale. N-am fost la bonanta. Ne-a abia aștept, respect. Abia aștept, Rodney, să facem melodia aia de păcănele. La troll, așa. Dar nu știu dacă e pe speed. E pe speed acum, chat? E pe speed ăsta acum, chat, sau nu e? Că nu știu. ...4700 de lichele. E bine așa. Bă, dar e mișto maneaua asta. Chiar e ca dringă, e chiar când atât de Romeo, fantastic. Da, mă, e... Bă, uite, mă, și-a făcut... Bă, e faină. E pe de YouTube și gen... e pe YouTube. Gen, cine îi donează 10, 20, 50 de euro, le face melodie pe loc. Bă, unde dracu crezi că vin melodiile astea cu jihadul, cu finul și cu astea? Uite. 16.000 de subscribe. Bagă live-uri, uite, bam, bam, bam. Și băieții de pe chat se distrează. Super tare. Unul i-a dedicat melodie pisicuței, ești nebun. Lui Fideluța. Și întrebam cine dracu e Fideluța, dar e pisica lui. Ce tare. Ia și tu o specială de 500 de lei la 5.000? Vă iau, frate, vă iau. Dar să vă gândiți bine de unde luăm. Ai în stânga jos fulgerul ăla? Păi și nu i-a apăsat, mă, cer. De ce nu pui la donația asta așa? La ce dracu să-l pun pe finul la donații? Aș face... L-aș pune pe Rembo să facă un clip și să... Mamă, mâncați și-l aruncăm pe cutunul în aer, ești nebun? Au plecat 7 efecte. Face 10.000 de like-uri și pleacă. Mamă, deci chiar e hashtag blessed Bea dacă-l vedem și pe cutunul în seara asta. Că nici pe cutunul. Mamă, ce-a dat așa bine? N-a dat extraordinar, dar... Ce trebuie? Da.
Cred că mai trebuie puțin mix master la melodia asta, mă, Rembo. Zicea Finu că Cică mai era o parte la live-ul ăsta cu el, Cică mai era puțin înainte, Cică. O să-l mai întreb. Dar chiar mă, ți-ai făcut TikTok? Eu, da. Postez de-alea motivaționale. Fără Caterinca. Fără Caterinca, ia să vezi. Ce-mi place maneaua asta. Să-mi dai follow pe TikTok. Să vin prieteni pe TikTok. Facem chat în TikTok cu Stăpinu. Păi ce mă, că și eu sunt mort. Cum ai? Bea? Alexandra Bea. Follow. Ia să vedem. Futacu! Futacu! Mama a venit cu cutunul, Futacu! Nu pot să cred. Mama l-a ratat pe cutunul, mai ținut de vorbă și l-a ratat pe cutunul omul nostru. Mama, big win și dă ce? 1500, ești nebun, de asta. 1500, prieteni. De asta iubesc oamenii. De asta iubesc oamenii EGT-urile, să mă bată tata. L-ai văzut pe cutunul Futacu? Ăla era cutunul Futacu și vezi că nu vine mereu. A, caracatița aia așa nebună. Da. Bine. Ne-a ratat Stăpinul pe cutunul, l-a ratat, îl văd în reluare, boys. Să nu uitați să vă mai faceți niște conturi de astea noi pe Betano. Și mai aranjează Bea puțin boost-ul, că ați uitat să donați, băieți. Ăsta e semnul când uitați să donați, înțelegeți? Mi-am luat ăsta, că gen, nu știam ce să-mi iau pe mine, știi? Și nu are bretea. Bă, și cade. Efectiv, dacă l-aș lăsa, s-ar duce... Și am luat strike. Cred că ai venit aici spion să mă bată tata. Ai venit sabotor. Vrei să-ți scape, să-ți scape direct tot ăsta pe live. Lasă să cadă. Bă, și dacă cade, dacă închizi live-ul repede și... Hai că închid live-ul, ești nebun. Mamă, ce-i asta, frate? Au intrat subscriberii aia talpă, ești nebun. Trebuie să dăm mut, că ne... A, oricum e mute. Hai, bine așa. Dar știi că s-a buguit, practic. Păi știu că s-a buguit, nu mai merg nici subscriberile, nici membrii aia, ca members count ăla nu prea mai merg. Un strike, o seară de plăcere. Boys, nu uitați să vă faceți conturi noi pe Betano. Aveți 200 de rotiri gratuite la Ozewiz Bugovoz. Hai că până faceți voi 5.000 de lichele să vă mai iau o specială. Cred că dau un Bucovoz de ăsta. Boys, aveți aici pe allslots.ro toate ofertele de la păcănele din România. Pentru conturi noi aveți rotiri la depunere, la conturi noi. Sau aveți la conturi deja existente, aveți bonusuri. Să mai aduci femei pe live, că se fac like-uri. Bă, eu tot le-am rugat pe fetele aia de la Superbet să vină pe live. De la Superbet. Da, aveau un contract. Că mi-aduc un tricou de la cu Superbet și sunt și o fată de la Super. Blămesc. Hai că ești la cât blackjack, știi? Dar învăț, pentru tine învăț. Nu-i așa chat? Hai că așa e, dacă hai că direct stau. Mă joc o noapte întreagă și nu înțeleg nimic. Deci n-am înțeles, adică știu blackjack-ul, dar nu am înțeles niciodată ideea de blackjack. Să mă joc eu acum. Păi mai înveți, mă, mai înveți, că nici eu nu știam la început. Păi uite, fii atent. E gen că după asta se joacă blackjack-ul. Blackjack basic strategy, ia uite-l. Ia. Îl vezi, bam. Ah, ok. Și te iei direct după tabelul ăsta, înțelegi? Ok. Uite, ai ce carte are dealerul jos și ce cărți ai primit tu, înțelegi? Și S e stay, H e hit, D e double. Dacă tu ai primit din două cărți, ai primit 11, dai double indiferent ce carte are dealerul, înțelegi? Uh-huh, uh-huh. La 14 cu... Că astea sunt cărți de bust de la 2 până la 6, majoritatea sunt cărți de bust. Dacă ai 16 cu... și el are carte de bust, că gen, de la 7 încolo... Da. Când face dealerul 17 se oprește, știi? Uh-huh. Dealerul, dacă are 16, el mai trage încă o dată, știi? Uh-huh. Dar la 17 se oprește. Am înțeles. Și pana mea, urmezi basic strategy-ul ăsta și pana mea, zici că te joci. Am înțeles. La 5.000 like-uri, mamă, adevărat, parcă le promisese să-i lași ceva la 5.000 de like-uri, dar nu mai știu ce. Nici nu mai țin minte. Și dă geaca jos, pe logic. Nu mai puneți presiune emoțională. Mai puneți presiune. După aia vă întrebați de ce nu vin fete la gheară, ești nebun, și uite ce cereți. Relax. Hai că ai explicat, dar ai băgat-o în boală. Hom, că am înțeles că... Bă, am înțeles, chiar am înțeles. Vezi că are ideea. Privire inteligentă, chiar dacă nu pare. Am înțeles ideea. Bă, cred că o să încerc și eu să mă joc o dată. Dar nu pe bani.
cred că așa era mișto. Mersi frumos de membru Alex Solariu. Bă, cred că, sincer, Blackjack-ul nu cred că e pe... pe d-astea. Ia să vedem. Book, book... Nu, ori merge pe... Of Oz. D-astea... Nu cred că asta merge pe demo. Pe dar demo? Cred că poți să te joci în... pe simulatoare. Poți să te joci pe GTA 5. 5M. Pe bune? Au băgat casino. Bă, pe... ești nebun. GTA 5. Stai, un circ de joc. De merge să dai respin la câte... la câte o d-asta ești nebun. La câte o coloană îți vine să crezi. Ca să-ți dea ce ai nevoie. Da, să-ți dea ce ai nevoie. Dar uite-te că costă diferit astea. Că astea sunt ieftine, fiindcă nu prea are ce să-ți lege ce aici, să-ți lege, înțelegi? Da. Dar dacă îți dorești ceva mai bun... Și câte respinuri sunt? Poți să dai câte vrei tu, dar se scumpesc. Gen, uite-te, știu, avem betul 2,50. Ăsta e scump aici, fiindcă dacă dăm respin, ar putea să ne pice un popă, să ne plătească 3 bucăți. Am dat 2,80 și ne-a plătit 1,25 popă. A plecat mare țeac. E direct țeacă jocul ăsta, mă jur. Mamă, oblei 20, mâncați. Și încă un oblei 20. Mamă. Vezi că aproape orf, dar deși am dat 3 respinuri. În fine, gen, aici primești primești spinurile alea gratuite. Bine. A, zici ce se întâmplă între voi la 5K likes? Da, ce am zis? Starlight Princess special la 5.000 de lei? Nu mai spamați, boys. Ce-o textilă? Pantalonul, hai că e bine de la geacă la pantalon, e bine așa. Boys, facem live în costum de baie. Aici jucăm păcănele pe betanul, nu jucăm poker pe dezbrăcate. Nu-mi pucur pe dezbrăcate, zi-mi eu jocul ăla cu fetele alea de... le dezbrăci cu berea. Tot așa era. Pilsner de la? Așa, da. Specială la Kraken? Păi aș lua o specială la bambu. Avem bambu aici, boys, oare? Bea de la ce ai răgușit? Am răgușit deja... foarte tare de la aerul condiționat. Dorm cu aerul condiționat și mă trezesc a doua zi jale. Scoatem pe Bea la date, la cum îl cheamă pe la Jack. Scrie să zice, nu mai știu, n-am mai apucat să... Ah, John Juan, de la John... Big Juan? Big Juan, așa. Aerul condiționat de la Clio. O glumă bună, nu mai e de 5 ani de zi la aer condiționat la Clio. Murim. Bea nu vine în organizație? Nu știu, mai vedem dacă mai... dacă mai reluăm relațiile. Stați liniștiți că și Bea... cu câți oameni m-am certat eu în 2 săptămâni, s-a certat și Bea, ești nebun. Făceam competiție cu stresul. Nici că după... Opa, vezi că a plecat speciala. Bine! E specială chat? Bine! Am să vedem și noi o specială la Bucovoz. Simbol mic, mic, mamă, capa. Vezi că nu cred că e rău simbolul. Ar trebui să apară destul de des capa. Și eu zic, și eu zic. Câți ani are? Mi-a umplut de capa. Bine! 100 de lei. Nu e un simbol rău, s-ar putea să păcălim vreo 300 de lei. Nu știu, mă, când am cunoscut-o avea 20 prima oară. Da. Acum cred că are 22. 23. Faci 23. Nu, am 23. Vorbește becarii la Digisport, uite-te, amu. Nu putem să ne uităm, mă, că m-aș uita. Că e de la TV, înțelegi, dar m-aș uita. Vine și 150. Dacă vine miliarde, se întoarce și trenul ăla care a plecat? Adică ce vrei să zici, Picaio? Pleacă rejuvenarea vaginală sau ce drept? Not bad, not bad. Bun, 160 de lei. Vezi că nu e cea mai mare țeacă, boys. Nu e cea mai mare țeacă. Ziceți, mă, la ce ați vrut specială? Ia, mă, avem bambu.
pupăm, dați un like acolo, prieteni. Să faceți și noi 5500, nu? Gates? Sugar Rush, nu mai iau la Gates, ești nebun, am luat specială de 400 de lei. Și ne-a dat 100 de lei. Book of Top, ce e? Miardul te vede altfel? Nu vedem în niciun fel. Nu mai dai like că ne-ai păcălit? Sau ne-ai simține... pichilit. Sau simține dreptățiți. V-ați pregătit, băi? Sunteți pregătiți, băieți? Am luat și la Bonanza și la Gates. Gata, frate, am dat și geaca jos, am pus-o înapoi, că mi-e frig. Caterinca, da. E prima seară într-un an de păcănele, când văd că ești pe plus, e oare semn să vină fete la gheară? Bă, chiar ne-a purtat noroc, vrei să te mint? Să-l auzim și noi? Măcar să pun n-ai voie, eu, că noroc. Îmi dă copyright direct de la televizor, îmi dă de la sunet, înțelegi? Ha, mă, să dăm un juicy fruits. Băi, sunt bună să por noroc, că eu noroc în viață. Hai că n-ai. Hai că n-am așa. Toată își mai face și omul noroc. Cât avem o păcursă aici? 205 de lei. Avem peste 3000. Bine, și trebuie să mai dăm un dăla, nu? Păi am cumpărat speciala, oricum ne dă, înțelegi? Ok. Am cumpărat și ne dă. Sunt? Pă, nu știu câte, șase, dar când pică un diamant, când se adună câte wilduri, când vine un diamant ăsta aici, îți mai dă o rotire. Nu, când se adună câte trei, îți mai dă o rotire, câteva rotiri, cred. Bun. Plus uite, două. Plus două rotiri. Și mai dă vezi că o vine destul de repede diamantele astea. Să noi cobim. Mai trebuie încă un diamant să facem wild-ul și mai mare. Aici pe 500. Haide, mai dă un diamant. Ce e așa de superb? Nu știu că... O linie de pepeni. Cred că ne propune o linie de pepeni, dar... 124. Nu ați pe și verișoara. Vine pe plată și uite, ne-a mai dat aici bun, încă două rotiri. Cu wild-ul gras. Hai cu încă două diamante, acum repede. Și cu linia de portocale și... Mega! 80 de lei. Bă, vezi că nu plătește rău. Ța, aici l-a pus prost rău jos, în dreapta. Nu e rău, cât ai dat pe specială? 250. Mamă, suntem cu 20 de lei pe plus, vezi că... Ne-a dat bani pe bani. Bani pe bani. Mai cum a fost deranjul. Bea nu e impresionată de pepen care are deja? M-am înjosit. Frate, dacă munca ți se pare înjositoare, mai donați și voi. Special la 500 ron. Bă, dacă facem 6000 de lichele, vă iau o specială la 500 ron. Ah. Sugar așa, mă, sugar... Raș. Na, vă iau două de 250 de lei, boys, ca să nu mai plângeți. Mamă, la sugăraș? A, dacă îmi promite și voi că vă faceți niște conturi de-astea noi pe deci, Betano. Mai e cineva bânceat aici care n-are cont nou pe Betano? Deci fiți atenți că facem așa. Cine își face cont pe Betano, pe codul ăla de acolo, îmi lasă mesaj pe Instagram cu poza și le dau follow back eu. Nu zic rău. Bă, tu știi că nu primești niciun live, niciun ban în seara asta pe live, nu? De ce te implici atâta emoțional? Zici că te plătesc pe tine așa de la păcănele. Facem premieră, hazi. Poate, așa e win-win, poate îmi fac și un gagică să... Glumesc. Mamă, iar a început cu alea lei să moară mama. Glumesc. Mamă, nici după 3 ani de zile nu, cu aia. Sincer. Mamă, nici după sincer, 3 ani de zile cu o să aia, rămână viața mea. Forever stresul. Deci nici după 3 ani de zile mâncava. Mai știți când vă ziceam că are armele ei, asta da, e vrăjeala ei. Dar sunt femeie. Iar sunt singură. Iar sunt singură. Vreau să-mi caut un gagic să moară, frate. Și un gagic. Bă, aceeași placă, mă, să-mi bată. Ba nu, dar pe bune că n-am. Adică, n-am. Adică nici tu nu e sigură. Hai să-mi aduc aminte. Ah. Ce...
Tu chiar crezi că am gagi? Eu am... Fii sincer. Nu mă mai interesează de mult timp. Uitați-l, de fapt, în ochii lui vedeți altceva. Stăpinule. Și mai rău ca Mafia Nexus. De la bea am învățat să nu cred nimic ce zic oamenii în față. Mărim. De 5 ani ce ești tot caută. Păi chiar da. Dacă n-a fost să fie. Eu am încercat. Nu pot să zic că n-am încercat. Da, frate, n-ai găsit omul potrivit. Nici nu o să... Bă, sincer, nici nu o să mă combin eu prea devreme, cred că. Ești tânără mai... Cred că până mai... la vreo 35 o să fac nuntă și până la 40 copii. Și de unde? Că mă vezi peste 2 ani cu burta la gură și eu mă văd trebuie să te fac naș și zic că e acolo. Nașul trebuie să testeze mireasă. Ce se întâmplă, mă, ăsta? Am intrat pe demo, ce? De ce se joacă ăsta singur? Ce ai zis? Mă, e bonos pe... Ce ai zis? Că mă faci naș și nașul trebuie să testeze mireasa? Zice, zic că e acolo, zic copii pe chat. Ți-a dat friendzone deja. A, mă, că nu i-am dat friendzone. Nu mă mai vrea el, băieți, deci eu înainte să pornim live-ul am întrebat dacă mă mai vrea. Și a zis el că nu mă mai vrea, deci nu mai... Moare pula în mine, băieți. Mi-a dat el mie friendzone. Miroase, dar bea în casa pisici de stă bicicleta dreaptă fără ce? Fără cric. Mă jur, uitați-vă la stăpinul, vedeți că el pare așa, dar în realitate bagă femeile în friendzone. Bagă-mă la pușcărie dacă poți. E greu să ajungi la furia stăpină. Ajută pe aia cu conacul? Nu, nu. N-am prins-o. Boys, de ce m-ați trimis la urmele de ăștia panda? De ce, mă, că ei au o relație foarte bună? Ați împărțit aceeași apă odată. Vremuri de mult apuse. Mamă, ne-a dat. Ne-a dat, dar ne-a și luat. Ne-a dat. Dar n-ai zis că nu ne mai jucăm la jeleurile astea, că ne spurcă. Au vrut băieții încă o specială și au irosit specialele de 500 de 5000 de lichele. Marș la zaruri, zaruri ziceți, a, pinguini, mă, hai mă să-ți ară pinguinii, mă. Ia, mă, să vedem pinguinii. Bă, n-ai cum să nu-ți placă pinguinii, sincer. E specială cât punga de Haribo? Păi cam așa ne-a plătit. Cash of command? Vine comandantul să te arunce în aer? Vedem. Dă-și tu să te simți tu jucătoare, dă-și tu space. N-are sens să te bagi la creație cu dublaje aici, că după cum vezi îți plătește unul 25 pe 5 lei. E bine așa. M-am umplut de spume. De câte ori ai luat specială la pinguin? De fiecare dată când ne-am jucat. Păi și are și specială pinguin. Dar din șfepsul ăla de 2 ore, păi dacă nu mai primești altceva, îți am un pahar cu apă? Nu. Îți mai e sete? Nu. Sau ești timidă? Sau ești uscată? Nu. Sunt bine. Chiar ok. Bine. A, mă, ne dă și nouă. Ridică mâinile, stăpine, coaie, tăceți dracu, că iar faceți thumbnail-uri de alea, ești nebun de Pornhub. Bă, da, n-are chef, mă, să dea nimic. E bine așa. Ce, cât ai luat? 5 lei? Dă-i dracu acolo, ești de mâncă, nici n-ai ce să dublezi la 5 lei. Bă, da, atâta dă, nu ne dă și nouă. N-are chef. N-are mult chef. Să-i dau ceva de mâncare? Cu aia am instruit-o să vină mâncată, băută, de toate de acasă, înțelegeți? Ia, cât s-a plătit aici? Poți să-i dublezi pe ăștia dacă vrei.
Vrei să-i dublezi? Cum îi dublezi, tăgă? Așa, și acum alegi. E bine așa, nu mai dublăm nimic. Mai bine nu-i mai dublai. Când te uiți pe wishlist-ul ăla, după ce se terminăm cu păcănelele. Fă-i și comandă cu omletă? Ți-e foame, mă? Vrei să-ți comand ceva zi? Nu, am mâncat acasă. Am mâncat un pepene întreg. Ma. M-au rupt pepeni. Mamă, îmi place, mănânc numai pepene toată ziua. De când am început vara, numai pepeni mănânc. Dar e cam dulci. Mamă, vezi că asta e de dublat aici. Asta cam e, dar te las pe tine, că nu mă bag. Păi oricum, pinguinii ăștia sunt cei mai proști pe dublaje. Hai, mai dă-i până ne luăm și noi specială. Nu ne-a dat banii? Ne-a dat? Ne-a dat. Bine, ce mi-a dat aici? 2,50 lei. Bă, adevărat, eu n-am mâncat niciun pepene vara asta. Trebuie să-mi comand pe Glovo un pepene. N-am venit să spargă pe ce? Ce? Mărniu, ce-a scris? Să spargă pe ce? Nu te-ai prins de ce mănâncă pepene? De ce? Să-ți crească pepeni. Gluma lor. A, bine. Ai doi pepeni lângă tine. Că nu mai așa plătește. Da, ăsta e joc de specială, dar e Caterinca specială. Are potențial, astea-s vorbele și veșnice. Trebuie să iei tu sau să pice? N-ai cum să o iei, trebuie să-ți pice pe mijloc. A, am înțeles. O să pice la un moment dat, dar oricum cred că ne oprim și noi pe la vreo 2700. Dacă nu are chef. Hai, nimerește și tu un dublaj. Fă și tu un 50 de lei înapoi. Mamă, una singură și ai băgat în casă? Da, nu mă duc mai încolo. Cum vrei să ajungi milionară, mă, dacă dublezi o singură dată și bagi în casă? Că mi-e frică. Eu așa mă știu că când era mică la aparate, dădea ceva, dublam, după aia băgam în casă. Crezi că n-ai voie să te joci până la 18 ani, de la 18 ani în sus? Bravo, bea, mă, nici bani n-au. Place la femeie să consume balanța? Bași tu, dai tu la urmă. Monitor 4K? Într-un gura leului. E ok, 3080 Ti. Merge și așa. Dan. Facem un 30 de lei? Hai, e neagră ea, mă jur, ba nu, e roșie sau iar neagră. Ăștia, ăsta n-are dublaje normale, pinguinii ăștia. După ce simți? Hai mă, dă-i să luăm speciala, că după special am venit aici. Că n-ai cum, din dublaje nu câștigi la pinguin, dă-i space direct. Să-i dai și 23 de lei pentru un Dunhill albastru? Nu cred că fumează, mă, stă de 2 ore aici. Fumez, dar foarte rar. Adică de când mă joc Counter. Când te joci Counter, da, fumezi? Da, mă apucă nervii. Mai ales face it. Bă, când mă joc face it, simt că... Bine, și asta pot dublajea. Dă iar o roșie, să nebunim. Bă, are random dublajele aici, e... Circul de pe lume. Hai mă, că e ireală, așa ceva. Și-am vrut să dau neagră, dar m-am răzgândit. Dar hi albastru e 24? Bă, da, totul... Toate vicile sunt... Sunt răgușită. Adică bine, sunt oricum răgușită eu. Are voce de fumătoare înrăită? Da. Și nasul. Te îmbolnăvesc. Da, să cam păstra distanță. Poți să le oprești, dar nu cred că azi să le oprești. Nu cred că zice. Ai cu pinguinii? Oricum la 2700 ne retragem. Și nu ne dă și nouă speciala până în 2700? Dacă au chef? Păi asta încercăm, dar după ne retragem. Bă, dar autiși rup pinguinii. Lasă-mă să vezi că o să-ți placă, dacă vine speciala, o să te îndrăgostești de ei. Dar să vină! Dar trebuie să nu spui ambiția cu ei, că dacă nu vor, nu vor. La cât am intrat la pinguin chat? Mai dăm și noi un ok aici. Go!
Hai să vedem. Unde e Imogen să vadă cu cine facem live? Probabil e și el pe aici, pe undeva. Și a fumat rămâșițele lui bunicu, auzi-l pe ăsta. La 3000 am intrat? Are voce de Winchester negru lung, mâncați. Murim. Aolo. Nu, că dacă vreau pot să vorbesc și așa. Da, dar nu vreau să vorbesc așa. Ce nu ți-a intrat ceva în pizdă? Dă-i. Mai am probleme mentale câteodată. Dublăm un leu? Ia, ce dublăm aici? Spumele mării, ce dublăm? E bine așa. E roșie. Simetria, bea. Roșie, roșie. Simetria. Cine-i dreapta și stânga? Roșie. N-am luat după simetrie, că voia să dau neagră. Simetria niciodată nu ne dezamăgește. Hai, că mai avem 5 mâini. E bine așa. Nu știi pe Bubbles. Bă, dar de ce nu vrea să ne dea specială? Bă, câteodată o dă, câteodată nu o dă. Nu e suma lui. Probabil nu e suma lui. Doar la tine se blochează chat-ul. Ce vrei să dublezi, mă, un leu? Ah. Mamă, cu ce tupeu ai dat în 30 de lei să mă bată tată? Ăștia am fost boys cu pinguinii, hai să vă aud cu un joc, să câștigăm și noi niște bani. Vedeți că cu 2500 am început, adică ca să nu vă gândiți că am ajuns pe la sute de milioane. În simetrii și în femei să n-ai încredere niciodată? A zis Gigi că în Taviu Popescu nu mai are vampiri? Nu, e mă, că omorâm. Păi de fapt iată mă să câștigăm noi cu Bea la vampiri. Că Bea e bună la vampiri. Ești bună la vampiri. Îi rupă vampiri. Îi rupă vampiri, da. Fii atent. Îmi plac ouăle de la vampiri. Alexander, îți plac ouăle de la vampiri? N-aveau și ouă aici? Băi, să nu uitați să vă faceți conturi noi aici pe Betano. Care n-aveți cont nou, vă faceți cont nou, primiți 200 de rotiri gratuite cu codul OZEWIZ la Bucovoz. Dacă vreți să mai vedeți și alte oferte, verificați site-ul nostru allslots.ro. Aveți oferte de la toate cazinourile din România, atât pentru conturi noi, cât și pentru conturi deja existente. Frumos, nu o să promovezi pe cănele, a? Că ți-ar plăcea și ție. Nu știu ce nu te-ai băgat, dar nu cred că... Banii, mă jur. Nu cred că, păi, nu contează. Nu contează asta. Mamă. Mamă. Aveam panou de dame, mă. Dacă ne punea o coloană de dame. Că wildurile astea se fac pe toată linia, știi? Da, da, da. Și îți dă norocire de aia. Te-ai transformat în vampir? Uite-mă pe sorta. A, bine și sorta acolo. Știu când a luat membru primul oară. Are asta mai mult bani decât mine, mă crezi? Serios? Dar ce face? Face și ea TikTok? Nu știu ce face. Are combinații ei. Mamă, gata. Și neagră. Mamă, da neagră. Și eu tot la neagră m-am gândit. La neagră m-am gândit. Nu credeam că aveam un pic așa de dublaj. Și ăsta, și vampirii ăștia au dublaje ciudate. Noi știm și suntem învățați cu dublajele alea de, ai văzut de neamșca mai devreme, cu două, cu două. Boys, eu astăzi toată ziua am desfăcut la riguri cu Fino. Am curățat plăci, de bază. Să mort, sincer vă zic, că să mort. Stai așa că am dezactivat aici donațiile și nu mai auzim. Bun, deci avem așa, dosei cu 5 euro. Stăpine, sunt bolnave oile, săpunarul, FCRB, ale... Asta dosei ăsta ține cu rapid, îl știi pe dosei? Și cred că ai o poveste. Cred că îl știu. Dosei? Am auzit, mi-i recunosc numele așa. Mersi frumos de membru, Alex Olariu. Olariu, pardon. Capibara cu 5 euro, Hand of Mida specială, te pup. Ultima mea donație, măi nebunule, mersi frumos de donul Capibara. După live vine și eu un bețiv pe la stăpâin, pleacă direct gangbang-ul. Așa. Eu un bețiv, mai trăiești? Adică ce vrei să zici, că a făcut ciroze și a murit? Nu, dar nu mă știi, adică știi vorba aia cum s-ar spune, mai trăiește?
Dar tu l-ai cunoscut vreodată live pe Ion Bețivu? Da, cred că da. Când? Atunci când, în perioada cu calculatorul, de-a venit atunci. De făceam calculatorul. A venit zici și tu? Atunci, da. Raul cu 2 euro cu taxă, mai trage puțin, mai trage de el puțin stăpino că imediat cedează. Mersi frumos de membru Ana. Și duce cu 5 euro să-mi bag pula în familia ta de moderator care mi-ai dat, mamă, să-ți iau familia în pulă de la maimuță la Windows 11. Ce mai tare comunitate, băieți. E mor de băiat? Pe bunicu? Opa, au plecat 3 bucăți de, mamă, de vampiroice. Și l-ai băgat pe dublaj, este? Păi, cred că îi vine Toroș și el cât de... Gândește-te și tu puțin la dublajele astea. Hm? Cred că Toroș e. Nu știu de ce am așa un feeling. Aaa, bine, eu vețivă. Hm? Nu știam, parcă știam că face la el. Zi! A făcut odată cu Ultra, așa îl cheamă? Mhm. Da. Zi mă și tu un dublaj. Eu zic că la când ne-a nenorocit tot roșie, dar nu știu de ce. Ți-am zis? Gata, lasă așa că e bine așa. Atât? Atât, e bine așa. Că nu știm dacă vine neagră sau roșie. Nu știu ce sunt. Ți-am zis? Bine așa. Nu devii milionar dacă bagi în casă, regula de aur. Bine așa, bine așa. Mamă. Eu zic că următoarea e neagră să trebuie mă bată. Trebuie să dublăm pe o sumă mică. Să fie o sumă mică. Două negre instant. Deci, sigur, vin două negre după asta. Uite, avem aici și nu e suma așa mare. Ma, acum vine, n-are cum să nu mai vină. Vine pe dracu să ne ia. Să nebunezi de numărul următoarea e neagră. Fii atent. Am oprit rigurile, da. E prea mult, 1,50 lei, lumina... Am un prieten care a pus story, pe story o poză de pe live cu partea de sus, cu voi 18 plus. Aina, când vine acasă să iei două pâini și o pungă de semințe. Mulțumim de donație, Andrei. O salutăm și pe Alina. Ce-și freacă cum mătra palmele, cum își freacă stresul aparatele. Are palmele umede, are emoții. E semn de emoții. Da, mama, așa un pic de emoții. Dar o să vină... dublajul ăla de norocit și să văd dacă e neagră următoarea, nu mai pot. Mă fierbe. La cât am zis că ne retrage omul, Cati, și la 2500? Fazmafobia. Ai numărul meu de telefon, dar la nivel după live? Sună-mă, frate, că nu e un mare secret. Toate apelurile care nu sunt în agenda se blochează. M-a disperat și băiatul ăsta cu high voltage. Mamă, stai, că e grea asta. Mamă, mie că mai e mâna roșie, mă crezi? Nu, știi care e treaba? Oricum ne fentează, că o să-i dau roșu acum, dar o să pună neagră. Eram sigur, că așa face mereu ăsta. N-aveai ce. Bă, dar trebuia să rămânem pe aia noastră cu neagră, jur. Am zis neagră și... Am dat în spate, asta e roșie sigur, 100.000. N-am zis, mă, că ne dă două negre, după asta ai zis cu gura ta. Da, și-am zis că ne dă două negre. N-ai ca bigger bus niciodată? Cred că m-am chiar pe live-ul trecut. Uite, ne mai dă o șansă, dar doar cu doi vampiri. Da, zic că e... ne-a rupt cu roșiile, nu știu. Cu aia e trend de negre. Gata, las-o așa, că e bine așa. Păi nu mai poți, că gen, când treci de o anumită sumă față de bet, nu mai poți să pariezi, cred că 50x sau ceva de genul ăsta, nu mai poți să dublezi. Nu te mai las. Trenda negre și acum mai vine una neagră. Mamă, uite câți vampiri de ăștia. Iar 80. Neagră. Tot neagră. Ți-am zis? Nu mai las-o așa, bagă în casă. Saxon cu 5 euro. Dragoni Broski, hai. Vezi că ai văzut că am mai dublat odată? Iar am dat negre până văzut, în capăt? Am văzut. 32 de bețe, asta vreau să văd. 35x?
A intrat două negre, am băgat. Danger joacă neapărat. Vreți să mai dăm niște Dragon Boys? Hai că mai dăm niște Dragon. E supărată rău de tot fata aia că ai făcut 32. Cine mă, ce? Aia care zice că ne-ai intrat distant, mă, ce? Hai mă, că poate 5 lei e miza lor. Vrea și ăla ghear. Haide. Te prefaci că nu o cunoști pe Amy Claire care se joacă League of Legends și cu asta te-ai certat. Mă jur pe mama. Și cu asta te-ai certat. Mă jur pe mama și nu mă jur prost că nu m-am uitat niciodată în viața mea la un stream de-a lui. Că nu am mai intrat. Păi nu te-ai uitat, dar nu puteai să zici. Dacă era pe YouTube, cred că m-aș fi uitat. Adică v-aș fi dat de live lui. Cine mai face live pe League of Legends pe YouTube? Nu știi? Nu. La League of Legends chiar nu știu. Știi că era fata aia de... Era, nu mai știu ce, cred că era asistentă la spital. Cine mă? Ca League of Legends? Era, nu era fata aia cu roz în cap care se jucă cu gagică în Germania? Cum o chema? De aia dona Sad Boy? Era mai grăsuță un pic așa? Da, da. Sițe mari? Da. Nu aia? Cred că aia, da. Și eu aia. Tot pe aia o știu. Dar nu mai știu, nu mai știu cum o cheamă. Giga Speedy. A, adevărat, Speedy, da. E fată? E băiat? Speedy, lasă, că la Speedy mă uit toată ziua, dar eu... Asta era întrebarea, ce fată se mai joacă? Fată? De aia fată zi. Întrebam. Frosty? Nu știu. Stresul de știe. Mai era și țe? Fosta lui Lucrețu. Bă, da, subscribe! Sau dacă, cred că încă sunt împreună. Nu știu dacă mai sunt, am văzut... Eu am la urmărire pe Instagram. Și știu că a pus cu Albert din poză și nu știu dacă mai sunt împreună, sper să nu vorbesc prostii. Fosta sau actuala, nu știu. Știi ce zic? Știu ce zici, Cristina. Așa, da. Era și anul Stars, dar nu prea mai face live, s-a despărțit și de X, cred. E bine așa. Nu, că v-am zis, asta este typical Bea, o întreb de sănătate, ce mai face live, a plecat direct. Bârfa. Bă, dar știu și eu tot trei chestii. Nu poate. Nu poate fără bârfă, boys. Mă, atunci mai adusesem aminte. Mai adusesem aminte de cineva cu de pe League of Legends, dar am uitat. Eu știu tot pe internet, ăsta tot ce mișcă, dar mă întreb, eu știu de ea. Vezi că ai început să vorbești ca pe ăla, să moară frații mei. Ca prietenul tău de pe Omegle. Cine? Așa ai început să vorbești, direct feedback de ăla mi-ai zis. A, că și el știe pe toate, iese pe stradă, îi împușcă pe toți în cap. Nu, mai nu, eu știu de-astea, bârfi, urmăresc pe TikTok acolo, mă uit, le știu pe toate. A, da, bun, zine despre beef-ul între... Așa? Între Nane și MGK. A, nenorocire, ce îmi place, ce-i zice Nane, îl rupe, mă jur. Și ăla e un copil și dai seama că se atacă mai tare, că e copil și e mic acolo și se atacă așa și mi-e place de ei. Băi, eu iubesc pe amândoi, ascult pe amândoi, n-am de ce să vorbesc, mă știu, eu ascult amândoi și ascult și Nane, ascult și Măgăgaba. Dar îmi place biful lor, deci eu mor. M-aș uita într-una la biful lor. E cel mai frumos bif din ultimii ani. În afară de ăla altul și Conacu. Oricum ai fost nenorocire cu modul de acolo, stresele, pe clip, s-a terminat, clipul e numărul 1. Deci tu l-ai rupt pe Conacu prin clip, deci nenorocire. Când vezi clipul tău, n-are nicio treabă cu orice altceva. Deci mi-a plăcut clipul. Clipul și piesa e nenorocire. Dar clipul... Gata, că mi s-a sculat pula. 10 din 10. Boys, faceți-vă și voi conturi noi aici pe Betano, 200 de rotiri gratuite cu codul OZEWIZ la Bucovoz. Un alt nivel de cringe. Să vină clipul. Să vină clipul. Murim. Mai las autobrozantul. Bun. Și dacă mai vreți alte oferte, poate la alte cazinouri, poate... Vă coafează mai mult, aveți oferte de la toate cazinourile din România, aici pe site-ul nostru allslots.ro, precum la, atât pentru conturi noi, cât și pentru conturi deja existente, aveți bonusuri aici, n-aveți decât să intrați și să le verificați. Dar drumul la jihad, pe ca jihadul bârfă, stai că mai am întrebări. Ia. Zine de... Să vorbesc.
Copilul ăla. Cum mă zice ăsta, mă, bigger ăsta, ăsta, de ăsta zici, cine mă, bigger. Cine de mă, capa? Că a intrat peste unul de 17 ani. Bă, iar. Nu știu ce să zic. Da, asta că ar fi intrat peste el sau, mă rog, sau bătut pe stradă sau ce a fost, o cred. Dar acum maică să nu o cred. Că nu cred că a luat-o la bătaie pe măsalul ăla. Mm. Du-te, mă, de aici, nu cred. Ce trecut să aibă cu măsa? Măsa ce i-a făcut? Tu păi crezi? Dai seama că și-a părat plodul. Nu crezi că și-a da, apărat plodul? Da, bine, și-a apărat plodul, na, așa. Ce, maică ta nu te-ar apăra pe tine dacă ba, ar intra cineva peste tine în casă? Ba, da. Dar maxim cred că am pins-o, nu cred că a luat-o la omor pe măsa. De ce promovezi mizerile astea de păcănele de foame, frate? De ce mă întrebi? Aici ai peste 4000X? Am făcut cont? Așteaptă 24 de ore. Mama, dacă nu primești în 24 de ore. Știu, Antonio, am văzut. Dar o întrebam pe Bea să vedem dacă știe, că zice că știe toate bârfele. Știu, dar... știu. Da, asta... Mamă, uite babuiul de 11.000 mâncați. Fii atent, spun eu o altă întrebare. Zi. Că pe asta sigur nu o știi. Dar eu nu știu, eu nu cunosc trepări de ăștia. Am intrat, nu știu, prin... Mi-a apărut la recomandate ceva. Fii atent, ce părere? O știi pe Dana lui Asteca? Nu. Nu știi? Cum? Am văzut că cred că au făcut un vlog împreună, dar eu nu cunosc trepări de ăștia, că nu ascult. Și ca fata aia, mamă, e frumos rom, mie îmi place ideea de mor. E cea mai cred că am văzut-o, e, dacă n-a schimbat-o de când au făcut vlogul ăla, că au făcut un vlog de ăsta, pare. Ia, e Dana. Tu crezi că Asteca a înșelat-o pe Dana? Frumoșica aia, tipa aia frumoșica cu Ivone? Adică ai crede chestia asta? Eu nu cred. Deci eu nu, adică nu știu, dar eu nu cred. Cu aia, eu credeam că Ivone doar joacă un rol pe YouTube. Bă, eu nu că cred. Ea de fapt nu e așa, știi? Până am văzut un clip în care... Nu, așa e ea. Zici? Da, dar știi de ce cred că e așa? Din cauza faptului că ea a fost foarte mult ținută în casă. E probabil, cine știe, nu, nefiind din București, având și foarte mulți bani, părinții au lăsat-o de mică să facă ce vrea, să înjure și așa. Și așa s-a maturizat ea singură în casă. Nu știu, asta e părerea mea. E un copil răsfățat care a stat în casă și atât a putut. Asta i-a puțit mintea. Dar nu trebuie, nu trebuie judecată, mă jur, deci nu trebuie ce judecată. Ce tutorial al lui Ivon, de ce? De sub pula? Mamă, era în sigur, așa clișeic. Era în sigur că e tutorialul de sub pula aici, demon. Adică, previzibil. Bă, nu știu, eu zic că... Săraca de ea are casă la Snagov, auzi? Bif, bostănică, beregoi. Bă, mi-a zis și mie cineva. Bă, m-au zis și eu asta cu bostănică. Că nu prea se suportă. Bă, chiar am dar văzut. Dar știi din ce cauză, nu? A Lucianu. Chinezul era de-a fost cu Mara Ognean. Mamă, cine știu și eu pe toate. Dacă mă sub carte și le pun pe TikTok. Da, bă, se certă pe Ceanu. Uite-o pe Denisa Gabriela, dar are 14 ani, că și are tutorialul cu Ivon. Bă, nu știu, tutorialul nu l-am, că nu prea stau pe Telegram. Nu prea am intrat pe Telegram să vă mare lucru. Știi că de-aia se ceartă bostănica cu... Da, pentru că asta, cealaltă, cum o cheamă, nu bostănică? Beregoi. Beregoi a înțepat pe ăsta, pe Ceanu, pe un live, că... Dar ce aveam în bostănica? Era geloasă pe mine că m-a văzut mai frumoasă și a văzut cu cine concurează, că am văzut o fază pe TikTok. Și ăsta a tăcut din gură, n-a zis nimic. Și după aia și-au luat aiurea copiii. Dar mi se pare că asta, Beregoi, e mai mare decât bostănica. A făcut 18 ani acum și bostănica are 16-17 ani. Păi da, Dani Mocanu, știi, cu Sibel? Dar de ce știți că o cheamă pe aia Sibel? Cine e Sibel aia? O dansatoare? Nevastă sa lui Olin, Olin, băiatul care se juca PUBG înainte. Nu bă, pot ce? Să cred. Da! Nu știai? Aia de-i face Golden Shower? Da, nu era aia de-i face Golden Shower. Aia cu Golden Shower-ul eu cred că e alta. E o vagabondă. Păi nu e aia Sibel. Ziceam că... Nu cred că e Sibel, că era brunetă. Că era grav. No, bun, no, hai, no. Mai zic și bârfa asta. Așa. Deci, Olin, băiatul care se juca PUBG, dar mă uitam eu înainte la el așa, îl știi pe Olin, avea o nevastă, asta, Sibel, și are un copil cu ea. Și asta, gen ăsta, Olin, s-a combinat cu Dana, aia care a fost la Insula Iubirii. Mai plinuță, așa, mai grăsuță.
E una mai grăsuță. Nu, eu nu mă uit la insula. Așa, mă rog, și Dana aia l-a furat pe Olin, pe, așa, Lucibel. Și asta s-a supărat că nu știu ce, s-au început să se certe între ele pe TikTok, bla bla bla. Ăsta, Olin, după două zile a cerut-o pe Dana pe TikTok, i-a dat inelul. Nenorocire, dacă am văzut ce a ieșit. Râdea Ferrarul de se bijea pe el de râs. Bă, da, i-a zis o vorbă bună rău de tot Ferrarul, mă jur, și acum o țin minte. I-a zis Alin ceva de genul: bă, dar tu ce-i face dacă nevastă ta ar face așa ceva? Și i-a zis Ferrarul: băi, nevastă mea n-are nici măcar Facebook. Nevastă mea nu s-a apărat pe internet niciodată. Eu, dacă îmi bagi joc de mine, îmi bagi joc de mine, dar nu bagi joc și de familia. Bă, m-a rupt. Când a zis aia, m-a nenorocit. Mă uitam așa, mă, i-a zis-o. Da, și acum ce mă face, face Bacovia știrea YouTube-ului? Bacovia știrea YouTube-ului. Hai că e bine că murim aici azi. Boys, dacă vreți mai multe bârfe din showbiz, faceți-vă contul noi pe Betano aici la 200 de rotiri gratuite cu codul OZEWIZ. Nici nu știe toate dramele astea. Și primiți 200 de rotiri la Bucovoz. Dacă vreți mai multe oferte, intrați pe oldslots.ro. Stresul e pe atât. Coaie, cum ar fi mâncați-și gura ta? Să stau, să am, să se apuce să mă ia și ăștia acum aici, nebun, dar ai vorbit de ei în 5 minute, dar nici nu știu exact cine sunt jumate din ei. Adică, mă rog, știu cine sunt, dar nu am treabă. Dar oricum tot TikTok-ul știe, adică nu e ceva... Păi da, dar eu nu stau pe TikTok. O, ai fi surprins ce vezi acolo. Adică nu stau pe TikTok, mă, da, de Ane Bagu și Bianca, cum o cheamă pe aia. Păi cine, dracu, sunt ăștia? Și ăștia de la Insula Iubirii? Și-au schimbat Rafa și cu și Petre Ștefan gagicile între ele. Nu știi? Coe, eu mă mir că știu cine e Rava cu așa că, și cine e Petre Ștefan. Rava e ăla de zice Giuleș Crângaș. Oh, hai pizdonel. Nu, e ăla de cântă uite-te în spate și nu te mai uita. Ce dracu cântă ăla? Ține-mă în brațe și nu mă mai suna. Ce cântă? Așa. Mă piși pe mine de râs. Și Petre Ștefan e ăla de cântă Inisebi Pararamă, locul 1 la exact, Brăjeală. Exact. Așa. Și-au schimbat găcicile între ei. Acum... Păi ce ba? Adică aia de-l ținea în brață cu uite-te de... în spate. Așa, acum el ține pe Petre Ștefan. Petre Ștefan în brațe. Coaie, sunt prea bătrân pentru TikTok. Cred că îmi șterg contul de TikTok să mă bată tată. Păi <de-a-s-o. coughs> Dublează că e galbenă. Ești în stare să te concentrezi să dai. Nu, Rene, zi-mă tu, Rene, dublajul. Zi-mă tu, Rene. Zi-ne-mă, Rene. Swinger, auzi. Dă-și tu o mână pe asta și lasă să curgă, că vin șeptarii. Nu știu, bă, mă ajunge pe negru? Și eu tot pe negru am simțit, o simt. Și eu tot pe negru simt, da, negru. Mamă, 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 și eram sigur că e inima mamă roșie. Mamă, ce gherlă. Ce șeptar, mă, să vină, mă. Dar chiar renegat. Simțeam că e neagră. Roșu sau bani. Ne trăim fost... într-o buclă. Asta e tot roșie. Tot roșie. Bravo. Bine, așa bagă în casă. Nice. Aia zic, am scos gherla. Vin trei prunișoare. De seara e șoarecele pătufiși. Vezi că asta face gălăgie și la 5 lei? Ai la mentalist? De unde bă atâta mentalist? Să spel câinele? Faci magie, Bea, cu pepeni. Nu e problemă că mai scoatem pepeni dacă... De la pepeni lui Bea. Să vină jihadul. Bea sigur e olteangă. Bă, mi s-a mai spus că sunt olteangă. Pula n-are carte. Încă o neagră. Mamă! Am vrut să zic că e roșie, dar m-am... I-am arătat vulpea. S-a declarat indignată că i-a furat vulpea din casă.
mi-a dat. Să duci pireul la deal? De la scandalul cu asta nu știe, mă, cred că o depășește. Ce, 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 ce? XQC cu Tate. XQC cu Tate? Mamuri, ceva în ea. M-ai rupt. Știi cine e XQC? Nu se uită pe Twitch, mă, asta e, asta e criptonita ei. Pe Twitch nu, nu, nu. Tate știi cine e, nu? Tate, Cobra Tate, cine? Păi, cred că despre ăla zic băieții ăștia, eu nu știu Cobra exact Tate? Cine e. Bă, dar știu de ăsta, că a fost și ăsta bătut de un polițist, cum îl cheamă? Pe mătușii mi-l știi? De la bătut poliția. Cine? Free, nu știu, cum ziceau ăștia, mă, stai să scrie un băiat în chat. A, pă, Moptrap ăla? Moptrap, așa, Moptrap. Mamă, săracu, ce i-a dat ăla copilul ăla? Ce-o fi avut polițistul copilul ăla? Cred că e... Ce? Păi ziceau ăștia că au încercat să... Îl jefuiască pe un copil de 15 ani cu cuțitul să-i fure telefonul. Nebunezi? Chiar doi copii. Păi ai că să mă bată tata, am ajuns să te învăț eu. E bine așa, uite, pe ăsta nu știam. Am ajuns să te învăț eu. Dacă mă întreb, nici nu știu dacă și vreo piesă ajuns... de la Moptrap și eu chiar ascult trap. Păi nici eu nu știu, nici nu știam cine e băiatul ăla. Am văzut clipul lui Rovion și după aia nu știu prin da, ce minune pe unde din, am văzut. Tot din clipul a zis ăsta, cred că fix Petre Ștefan ăla a zis. Free mob. Da, săracu, ce i-a dat. Nu e ăla? Nu e ăsta adevărul, mă? Altul era? Da, ascult ea. Se pup sufletul. Care e cel mai forță trepăr stresule? Nu știu, cel mă, eu n-ascult trep. Bine, și tu. Eu n-ascult roșii. Trep. Eu l-ascultam pe alea lui Abi pe vremuri. Abi, și mie Abi Fiud, împărat. Dar ăla e trep? Mie îmi place, știi cine îmi place? Trep, ăla e trep, da. Mie știi ce îmi place? Grasul, de la grasul. Că fac sport, bani, dau muie la dușmani, ofticăs pe mine, stă... Asta trebuie să ascultăm. Alberto Grasul? Da, e forță grasul, mă jur, mie îmi place, dar... Nu știu că nu ascult trep. E ce trebuie. Da, și alea cred că mai mult decât Abi, știi ce îmi place? Ăsta, Albert Năbână. Vezi că și Albert Năbână e... E power. Ce bine e să fii în libertate, să dai ghiare când vrei tu. Să dai ghiare când vrei tu. Oare dacă iese, iese, se joacă și el la ghiară? Pentru adrenalină joacă aviator. Jucăm până la 3000 furtele astea nebune. Bă, nu știu, mie îmi plăcea Ocultul înainte. Adică îmi plăcea combinația Steca-ia. Aia. Mergi mai cu prieteni. Și aici hai de zile. Mai ai puțin, mai ai puțin zici că te uiți și la anime-uri ca să-i atingi pe toți la suflete. Nu, mă uit la anime-uri, dar nu pot să zic că mă omor cu ele. Adică Naruto am văzut, Boruto. Dă și la asta un dublaj să fie bine și... Ce dracu, la 15 lei? Mai să zic roșie. Aolo. I-am arătat ghearele adevărate de la picioare, le-am tăiat că am dat piciorul în cuier și l-am tăiat pe din două. Mm. Flaming Hot. Bă, dar parcă v-aș lua o specială, face și noi... Am să vă iau o specială de 5500 de lichele. La 6.000. Și vă mai iau una la 6.000. Zi sincer? Da, frate, da. Da, frate, sincer. Da. Zic și eu, da. Da, cu toată inima. Și după ce joacă-te la speciale, că nu mai dau nimic GT-urile. Ce zicea, mă? Flaming Hot? Zicea Rene? Ma. Dar chiar ce de-astea or mai fi apropo TikTok? Nu prea m-am uitat în ultima vreme. Doghouse vs Boys? Mamă, ăsta-l vrei, mă, Rene, cu 50 de linii? Ma. Asta e circul de pe planetă, ești nebun, ăsta trebuie juca pe sume mari. Bă, nu pot să cred că pe ăsta... Bă, da, subscribe! Da, să joci extrem că e cu dolar, dă ea? Mamă, cum să joci asemenea circ de joc, mă, Rene, să străiască neamul tău? Joc de ăsta de păcăliști, păcăniști notorii, sincer. Sincer, sincer. Disuri la traperi.
Da, chiar parcă auzisem că i-a dat Nane dieselul ăsta cât timp era la pușcărie sau ce? Da, mă gând capa. Da, 666. L-ai ascultat-o? Nu ascult trap, doar am auzit. E forță piesa. Bă, chiar e forță. Adică, cred că și haterii lui Nane au ascultat piesa aia și au zis că e forță. Dar de ce, Iazi, de ce lurăște... De ce lurăște lumea? Da. Nu știu, frate, eu sunt de părere că oamenii au impresia că dacă am bătrânit, gata, frate, nu mai e ce trebuie și să mai în forță copiii. Da, asta zici că de la vârstă îl urăsc ăștia cu Nane? Cred. Băi, e super ok, mie îmi place Nane. Unde mai trimis Mărene să mă bată tata? Unde mai trimis Mărene? Nu știu, chiar nu știu ce să zic de celor răs, dar mie îmi place. Ai de la vârstări, iubim pe stăpin? S-a dat pe drame, Nane, nu mai e cu cântatul. Da, mă, că fiți atenți, până la urmă, fiecare trebuie să mănânce de undeva. Dacă Nane a simțit că dă-n dis-ul ăsta, ies niște numere... Mamă, mâncați-i și pula ta două bețe. Mamă! Mai ce mult s-a de două bețe. Aici? Patru bețe, bețe, șapte bețe. A, trei bețe. Păi și nu-mi dă să dublez? Cristuț. Bine și așa, de ce să vorbim? S-a dus cu niște n-am înțeles la... nimic ce se întâmplă. Nici eu, dar nu cred că se duce prea sus. Cred că se oprește în 35, da. Hai că e bine așa. Rene, în seara asta e gura aurită. Bine! Vezi că a plecat Uliu rău de tot, cred. Cred că... Se duce în vreo 6 beți. 5. 4 jumate. 4 jumate. Nu o să dăm mult la $4 asta. $4? Zic că s-a făcut 5 bețe, cred. Beți. Bine și așa. Luați așa. Ia așa. A venit salariul lui Rene, auzi. Adevărat, mamă, trebuie să le bag salariile în seara asta. Că m-a rugat Rocking. Să băgăm un danger? Hai mă, să farmăm și noi un danger. Danger. Ia să vedem. Eu sunt de părere, stresule, că Nane a profitat pe treaba asta cu scandalul cu mângă capa și a vrut doar niște numere. Că lui, în realitate, îi se rupe pula, cred, de tot scandalul ăsta. Adică știe că n-are cum să-l bată un copil. Că mă gândesc că și el o avea pe cineva, cum are și mâncava pe cineva, și că se face doar vâlvă pe treaba asta. Dar cred că și lui mâncava îi se rupe. Dar cred că vor ei să facă așa, mai mult de haz. Da, mai uitat și beara să vedem o gheară. Trebuie să nu mai poate, uitați-vă. Oacere, ești prea bătrân să ieși pe trepării ăștia tineri. Coaie, mai știți pizza aia de-am comandat-o ieri? Fiți atenți! Mai știți pizza aia de-am comandat-o ieri cu paste? Am luat și eu două felii de pizza. Păi că nu era comanda minimă dacă l-am dat paste, știi? Am zis că au pus pastele în pizza. Nu. Și gen... Ce crezi, mă? Am pus-o pe aici prin casă și când am aruncat cutiile, nu mai știu unde, mi-a dispărut pizza. Hai mă, ne pică și nouă specială. Ți-a dispărut pizza? Am căutat-o, n-am mai găsit-o, nu știu unde a dispărut, sincer. Am aruncat-o la gunoi. Și câte cutii am aruncat? N-ai idee. Te-ai gândit vreodată să-ți faci cuib de la în cutii? Am făcut de Crăciun, am făcut un brad de plăci video. Din cutii de plăci video. Aia, da. Puteam să mai uite, fac uite, un robot. Uite, mă întreabă Marius. Părere Bia Khalifa. Ce părere ai despre Bia Khalifa? N-am văzut decât puțin beef. Puțin bif. Între cine și cine? Cu cine nu trebuie. A, știu cu cine. Atât. Circuri, bifuri. Da. Mai am văzut și eu. Dar știi cine a fost, nu? Cine? Fosta lui ăsta, Mocan, Dani Mocan. Dar a apărut la Acces Direct. Că ce i-a făcut? Că zicea acolo că sunt minoră și mi-a dat-o Dani Mocanu. Uuu! Și așa aia... zicea fata asta? Da. Mă rog, oricum.
Și după aia s-a dus și a făcut operații estetice și a tăiat stomacul și a mai făcut ea pe acolo pe față și pe la cur și pe la alea și s-a apucat de OnlyFans să-și scoată bani. Pe ce era mai grasă înainte? Oh. Ia uite, caută la accesire. Îl avea pe mătușii meu în spate. Amă, că vorbim aici, amă, suntem și noi un pic de așa cu așa. De bea, de bea care-i fașa în lângă noi. Nu ești în siguranță? Nu știu. Suntem în... Toate bifurile știe fata asta. Bă, știu și eu, na. Măi, pe internet. Dar cred că și voi le știți pe unele dintre ele. Adică... Ne picăm și nouă o specială de asta. Bă, vezi că am citit cărțile lui Jules Verne. Așa că erau la ziarul, ți le dădeau gratis la, la un ziar, la Adevărul, parcă. Ia auziți, mă, ce-a și citită. Și vezi că le-am citit pe toate. Era mică. M-a obligat mama, de fapt, să le citesc. Biful dintre Vulpița și Viorel. Dar chiar, mă, până la urmă au divorțat aia, că parcă aveau un copil împreună. Ia zi de Vulpița și Viorel. Dar ce, mă, Vulpița și Viorel erau mainstream în pandemie, să mă bată tot. Jules Verne, mă, lasă-mă, că sunt răcită, nu-mi iese pe gură. Jules Verne e ăla de face genți cu... Genți, da, 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 e ăla. Era verișorul lui Louis Vuitton și... A, am înțeles. Citește în palmă, atâta-i mai lipsește. Cred că în cărți ar fi în stare. Le-am citit când eram mică. De ce să par intelectuală? Că nu sunt. Am și o facultate și atâta. Băi, steaua mea sunt. Și o licență. Atâta. Mai departe, merge mai departe. Mai are 7 HP, nu-ți dă nimic. Te-ai băiat cu inisebi? Bă, nu știu, gen, nu de gusturi sau ceva aici, a? Dar e prea mic. Adică e mic. Chiar e mic, nu știu, e ca și când ai mai pune să compar marea cu sare, are 16 ani câți ani are. Nu știu câți ani are Inisep. Da, care e ecartul tău de vârstă plus minus câți ani bea? Cum ai învățat? Adică, a, te referi care păi ar fi asta te-a întrebat dacă potrivită. Te-ai băga, dacă te-ai băga, nu? De asta zici că e prea mic. Păi e mic, are 17 ani. E minor, dracu, mă fac pușcărie. Nu ți-ar strica puțin pușcărie? Măcar 18 plus. Și nu mai fugiți așa de pușcărie, că întărește caracterul. Devii bărbat, devii femeie. Da. Corect. Aerozel. Bă, păi asta, de asta ziceam. Nu știu cine e prea mic, eu sunt prea bătrân. Am auzit de el în ultima trebuie perioadă. Trebuie să întrebăm vârsta exactă, cât, cât are eroarea de vârstă. Bă, de la 18 plus. Da, nu sub 18, că facem pușcărie. De bunici, ce zice Bea? Bă, bunici, știți cum e vorba aia? De la o vârstă te mai scrântești acum, ce vreți? A zis și omul o bulină și da, acum gata. Dar tu ai văzut tot interviu? Da, l-am văzut, nu, m-am uitat pe YouTube. Da, pe tot. Chiar tot, dar cred că ăla e de pe YouTube, nu? Păi ăla cu... Dinainte ce zicea, că sărea pe loc, cu aia, cu ochelarii. Nu mai purtați ochelarii, vorbești da, că castrați. Atrageți atenția. Bă, eu chiar port ochelari. Deci l-ai văzut cu totul? L-ai văzut l-am cu văzut, totul l-am văzut, da, am văzut tot. Și cu ăla de zicea că eu mă duc la culcare înainte, după ăștia tineri. Ai văzut da, și partea da, aia și tot? Da, am văzut. Păi aia mie mi s-a părut, cred că de asta nici și-a cerut scuze. Că da, tu realizezi totul că... era într-o tonă de circ, adică tot interviul ăla părea a fi circ, știi? Eu știi ce, cred că le-au fost discuțiile lui cu nevastă sa. Nu, asta între chiar, ei, bă, asta... Și după aia le-a dat pe post asta fără să dubiu, realizeze. Bă, fără dubiu. Și le el și nevastă cu sa. Nevastă sa. Și el și nevastă sa chiar cred treaba asta, că nu da, e prima oară. Da, chiar cred, zi, exact. Și stai seama, sunt discuții de alea de cuplu, știi? Te duci și te duci la mare pe plajă și ești cu nevasta acolo și bărfești. Uite, fă și pe aia, dar uite, dar vezi pe ăla, uite, mamă, ce mustață are, mamă, ce vergetură are la păcul. Uite, tatuajele alea, știi? Și cred că nevasta să e un pic așa îmbărligătoare, mai așa. Oh. Plouă afară? Eu cred că plouă afară.
Nu, dar asta cu nevasta minoră a mai făcut-o în trecut. A mai făcut-o o dată. Păi eu cred că ea azi venit și a zis, mamă, zici că-s minoră și s-a luat și el. Așa gândesc femeile despre ele, da, zici că-s minoră? Eu zic că de la nevasta s-a fost așa. Asta cred eu. Mm. Nu cred că-i puțea minte la un bărbat așa, să zică. Cred că a venit și ai zis, bărbate, bucură-te că iau ce zici. A devenit subiect de scandal într-o țară în care femeia te judecă în funcție de zodie? Da, corect. Mamă, cine a zis-o pe asta? Johnny Marin. Frumos. I-a câștigat plus respect. Frumos, da? Frumos ce a zis. Bine. Tu crezi în zodii, Bea? Cred, da. Dar bă, cred. De ce să mănânc căcat și să zic acum că nu cred, că eu ce zodie cred. Erai tu? Balanță. Balanța, ești echilibrată toată, să mă bată da, toată. Da, sunt data dracu. Și cu care ești compatibil? Nu știu cu cine, cred că cu berbecii. Păi ai zis că pe crezi în zodie, păi și atunci ce faci? Nu cred în combinații, dar cred în când chestia asta cu... Când găsești un băiat, îl întreb ce zodie și ce faci, bași pe net, e un calculator de ăsta no, de zodie. Nu, stai un pic, nu cred în combinația dintre zodii. Cred în zodii cum sunt ele, cum se spune despre ele că sunt. Uite, de exemplu, se spune despre scorpion că sunt toxici, chiar așa e. Se spune despre gemeni că sunt toxici, așa e. În mare parte, nu toți, dar în mare parte. Bă, să știi că și eu ce capricorn ne-am cunoscut cam tot la fel gândeau, înțelegi? Mm-hmm. Adică asta cu zodiile, nu cred, adică nu știu dacă e, adică nu cunosc compatibilitățile în dragoste cu zodiile, dar... Nici eu nu precred asta. Gen, despre cum... Boys, e un joc excelent Danger ăsta, i-am văzut și speciala și toate aproape cele. Aproape că nu mai vrem să-l vedem. Boys, nu uitați să vă faceți conturi noi pe Betano, aveți 200 de rotiri cu codul OZEWIZ la Bucovoz. Sunt berbec și 2700 euro, spune cu aștept pe genunchi. Aici, băiatul meu, aici. Bă, înainte credeam că despre rași că sunt de treabă, dar am ajuns să cred că racul e... Cred că n-ai nimerit racul potrivit să mă cred bată tatăl. Cred că te ia așa, ești nebun racul. Deci că te taie racul. Șuliță. Boys, dacă mai vreți să mai vedeți și alte oferte la cazinourile din țară, pentru conturi noi, aveți site-ul nostru allstarspring.ro. Vă recomand să-l băgați la bookmark, că se schimbă ofertele în fiecare săptămână și aveți și bonusuri pentru conturile deja existente, nu numai pentru conturile noi. Bonus la înregistrare. Uite, Andy, bea cereale. Hai că mai trebuie 30 de like-uri. Hai să vă iau o specială de 5 bețe. Ziceți la ce vreți. Cerealele sau laptele stresule prima dată? Pun laptele și îl încălzesc. Și eu făceam la fel. Și eu fac la fel. Și după pui cerealele. Și nu, eu pun laptele, pun un pic de praf de la de cacao bun, de la Nesquik. Bagi în... Tragi și puțin praf de la de cacao pe nas ca să intre mai bine. Păi... Aaa, păi mamă, tu ești nubă de aia, dar nu știi să-ți iei cereale de alea direct marodă să coloreze nu, laptele. Nu, trebuie să aaa, vezi că e forță așa. De-aia, sunt pe colorale de-alea... De-alea pe tuba și ea pe... Nu, mă, nu sunt Nesquik de-alea normale, dar gen când le pui în lapte și după ce încălzești laptele și le amesteci, îți colorează laptele direct, înțelegi? Bine! Ca să nu mai pui tu cacao ca la țară. Adevărat. Dar ce să faci? Poți să... Poți să te învețe lumea la cereale, să nu mai mănânci fulgi de aia, să nu mai mănânci pufarine. Tu știi, mă, când erai mică, că pufarinele alea de fapt se mâncau cu lapte? Cu lapte nu. Eu le mănânc... Bă, nici acum nu pot să vă pufarina cu lapte. Nu pot să o înțeleg. Păi zice, cred că ăla era conceptul ei, să fie mâncat cu lapte. Nu știu, frate, nu cred. Nu cred. N-a fost în viața ei, Nesquik. A fost urmă cu o, lăsați-o. Mă întreabă cineva, Audi, BMW sau Mercedes? Păi, dacă aligă aici, am înjurat tot chat, orice ai alege. În jură da. Chat. Îți ce spun eu că ține de preferința dacă fiecăruia. Dacă am pune un pul acum, toată ce lumea... Ce să pun pula? Un stropul din ăsta, un pul. Dacă îi pune un pul pe chat, ai vedea că din astea trei firme audio o să fie cea mai aleasă. Nu știu de ce, dar aia o să fie. Puteți să facem un pariu. Vrei să pe ce pariem? Nu știu, pe ce vrei tu, dar audio să iasă. Pariem pe bluză? Pe bluză. Uite, pariem așa. Deci ce ai zis? Audi? Audi, BMW și Mercedes. Bun, și păi mai dar bun nu că influențezi. Ce să influențezi? Nu influențezi nimic. Influențezi, că după aia o să dea toți Mercedes sau BMW. Ce să dau? Nu influențezi nimic. Doar vreau să pun Clio în pul. Mă lași? Bine, haide. Dar deci... o să aleagă Clio. Păi vezi? Nu vezi că băieții nu știu, spamează Clio.
Bă, la ce ziceam că luăm specială, mă? Dai seama, Crio e nemuritor. Hai, că nu se mai poate, ia dă-te, mă. Ce preferați? Audi, și vezi că ce pui primul în pool are cel mai mare șansă. Impact. Da, să iasă, înțelegi? Audi, BMW. Coai, nu mai aduc în viața mea femei pe live, ești nebun. Eu care nu sunt pasionat de mașini, uite ce scriu, Mercedes. Cu doi de sus se scrie, cred. Mercedes? Nu știu, nu. Și Mercedes acum se scrie. Mercedes. Bă, cred că am probleme mentale, dar așa că nu o să scrie cu un singur. Bă, sunt retardat. Deci am impresia că a scris un băiat în chat cu doi de sus și am crezut că își zice bine. Asta este, prieteni. E bine așa. E bine așa. Da, salut-o. Ce simțiți, băieți? Ce simțiți? O să, hai să vedem eu. Chat. Să nu mai zic că futu-vă rasa în gură, ziceți la ce să luăm specială, mă. Era sigură că zic Clio. Să-i pup sufletul. M-am despărțit de gagica mea că eu eram Tauria Târf. După o bază de zodie, a? Bază de zodie. Doghouse vreți? Coaie, gândiți-vă că e de 500 de lei. Nu mai luați speciale de-astea volatile la 500 de lei, că iar primim 100 de lei, ești nebun? Da, tu vezi că după Clio e Audi? Am pus și odată pool din ăsta, așa, mereu iese Audi, frate, zici că mereu iese Audi. Deci stresul ăsta e un semn. După Clio vine Audi. Asta e un semn, stresule. Uh-huh. E semn. După Clio vine Audi și vine și un upgrade la nevastă. 10 din 10. Ți-a plăcut, nu? Va termina cu vorba asta, prieteni. Chat? Nici măcar nu s-a prins despre ce e vorba, dar tot i-a plăcut. Ce să cumpere audio-ul lui Tibi, mă, că dă cea mai mare țeacă Tibi cu audio. Tibi. Ce avea Tibi? Parcă a 5, 2008. L-a upgradat și pe ăla. Ah, bine. 7? Nu știu, că nu mă pricep la mașini. Bine. Și cred că sunt toate cu S. Bă, da subscribe. Boys, mersi frumos de subscribe. Vlad, Răzvan, Maia, Marius, Costel Roșu. Da, Sebastian, Bianca, Scarecrow, Displays. Mersi frumos de like-uri și de subscriber, boys. Bine, și S6 la dacă voi vreți. Lions cu multe rotiri. S6, 450. Coaie, credeți că asta e seara noastră, mă? Mă, că asta e seara noastră, mă. Asta e seara noastră. O să luăm un special la un joc la care am pierdut peste vreo 1000 de euro. 40 de milioane. Și nu ne-a plătit niciodată nicio special, ne-a dat numai câte 20 de lei. Ăsta e jocul lui Cox. Și pe Cox? Da. E de treabă Cox. Câte lua are Cox? Nu știu. Nu știu. Eu știu 2-3 băieți din România cât yellow au, dar așa, ultima dată. Cât yellow au? Cât yellow. Ultima dată? Sunt prietenii mei și m-am jucat cu ei. Sunt prietenii tăi, da. Și te-ai jucat cu ei, a? Da. Yellow, bă, dar nu înțeleg cu Jaxi. Eu așa cred că se zice, dar sună mai bine Jaxi decât Jax. Mai bine Jax. Coaie, nici măcar la Jax nu-i zice Jax. Ba da, e Jax. Jax? Jax, toată lumea zice Jax pe LOL. Jax. Ți-ai luat Jax? Jax. Jax. Și așa vine practic. Stai, ți-ai luat Jax? Ți-ai luat Jax. Eu zic Jax. Eu zic Jax, că e mai Jax. Cine dracu zice un Jax, Jax pe LOL? Jax. Coaie, nu știu, așa m-au auzit Jax. Mamă, forță, Jax, dacă lipă Jax, rupe, dă cu ăla, lanterna după tine. Felinaru, așa. Că aia care după el, Felinaru. E volatil, băieți, facem 100 de milioane în seara asta, hai să vedem. Hai să vedem, pupa, vă zic pe voastre. Multiplicator, bă, stai, asta e șansa noastră, chat, fiți atenți. Lasă vrăjela și aruncă geaca. Haideți, băieți, dați like. Nu mai, acum fără nicio Caterinca, prieteni, da subscribe acolo și like. Ca se mai face Caterinca, mai aduce stresul femeii, dați like. Cred că Cox ne-a trollat cu aia cu jocul ăsta.
Cred că Cox ne-a trolat pe bune cu jocul ăsta. Bă, nu se poate, cred că ne-a trolat cu jocul ăsta, că n-are cum, mă, bă, n-are cum un joc să fie atât de prost. What the fuck? Lui Heaven i-a plăcut de sorme, știi? Gata, asta nu trebuie să se zică pe la-i. Păi cred că nici acum n-are 18 ani, Ana. Câți ani are, Ana? 17. E bine așa. Dacă băieți... vrei să te duci tu la pușcărie, nu poți să te duci de una singură fără să mai iei pe nimeni cu tine? Morim! Ce să mai iau, mă, Rene? Lasă-mă, coaie, că m-a disperat! Bă, lasă-mă, Rene, să-ți trăiască neamul tău, că m-a disperat jocul ăsta! Bage una! Bă, m-a disperat jocul ăsta, bă, Rene, crede-mă pe cuvânt! Nu vreți să mă lăsați în pace. Deci nu vreți să mă lăsați în pace, mă. Păi și acum și dacă plătește 15 milioane acum. Îți da 15? Hai că... Și dacă plătește 15 milioane? Să vină una la X25 și... Not bad. Dacă te-ai dat pe ea? 5 milioane. Și ți-a dat 80 de lei? Acum ne-a dat 80 de lei, prima oară ne-a dat 17 lei. Mama, aici dacă lega ceva, eram bine rău. Era bine așa. Uite, peștele ăsta albastru, dacă lega cu un simbol de la The Wild. Nu, mi-a dat. Bă, coaie, jocul ăsta nu plătește niciodată. Din 10 milioane am luat 1 milion 700 de lei, ești nebun? Trebuie să ne mai băgăm la creație, la banane. Bă, Rene, nu te mai luăm după Cox. Asta e cea mai mare țeapă de joc care există pe planeta asta. Prima oară când văd că dă 1 milion aparatul ăsta, adică ce vrei să zici, de bine sau de rău? Vrei să zici de bine sau de rău? Reface scena sărutului? Aia cu sărutul... E, vezi că e o glumă bună. Știi ce zic? Adică eu să mă fac că te pup și tu să te ferești. Da. Nu e rău. Și cum e, pentru suma potrivită? Pentru găul ăla care se termină, refacem și scena aia. De ce să se vorbim? Se știe. Să iasă, să facă băieții niște TikTok-uri, niște GIF-uri de alea. Văd ce GIF-uri ți-au făcut în 2 minute. În 2 minute au făcut Maica Tereza din tine. Mamă, coaie, m-a tiltat prea rău. Mamă, dar de ce mă iau eu după voi, coaie, să mai iau încă o specială? Să iau 2 milioane din 2 speciale, nici 2 milioane. Una trebuie o specială bună, da? Ca să vină înapoi, să fie ce trebuie. Mă gândesc că oare dacă sunt mai scumpe specialele, dau mai, plătesc mai bine? O cât sunt mai scumpe? Ar trebui să plătesc mai bine. Încă una atunci nu mai iau, mă, nu mai iau. Lasă-mă că... Știu o singură modalitate prin care să ne îmbogățim la aparate, boys. Da. Există o singură modalitate, boys. Relax. O singură modalitate prin care ne îmbogățim la aparate. Am văzut eu formula succesului, băieți. Uite, hai, fă și tu prima scăriță din viața ta. Haide. Păi, o iau de la început? Da. E bine așa, dăm 5 lei. Mergem mai departe. Deja strimură una puțin la 50 de lei mâna acolo. Hai. Bă, ne ducem pe 5 lei că e bine așa. Dar nu vrea, mă, Vere, să dea nimic. Dă-mă cu pepeni, cu dalea, cu wilduri. Și 5 șeptari. Cum ar fi să dea 5 șeptari acum pe 5 lei? Cât ne dă? Păi ar fi păcat, dă-i și tu pe 10 măcar. Mai fă o scăriță, adevărat, mai fă o scăriță. L-a luat gambling-ul rău de tot, păre negat. Pierde toți banii? Măcar îi pierde aia și nu îi pierd eu ca de obicei. Opa, vezi că asta e binișor. Ia să dăm un dublaj aici. Că ține cu noi aparatul.
zici, da? Ha! Ha! E frică. Roșie. Gata, lasă așa, lasă așa. Gata, gata, bagă în casă, bagă în casă! Bagă în casă, că mor! Mamă, 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 de... Păi de ce mai iau după tine în loc să devin milionar? Nu! Că murim dacă pierde ea. M-a luat capul. E bine așa să ne dea pe 5, mai dai odată o scăriță, pe 40 mai dai așa odată, e bine așa. Știți, chat, că dacă eram eu plecat de mult a treia, al treilea dublaj. Cu femeia la aparate. Îl ia darul pe cănelor pe René. Ce să dai, mă, mâncatiș? Zic că mai dădeam roșii și pierdeam. Uite unde ne pune Zaru, mă, dar nu poate să lege nimic. Aici, dacă ne pune pe mijloc, rupem, dar... Să jucăm pe 20 de lei, mă, chat. Dar iar ne îngropăm de vii. Aha! A? Pe cât, pe 20? Nu e real. La 10 milioane? Stai un pic, stai un pic să... Eu zic să bagi în casă. Mai poți? A treia donație pentru stăpii, dacă se poate zice mâini la aviator. Mamă. Cu ce miză mă lasă inima? Trebuie o mână. Simetria? Nu știu, nu e roșie. Nu e. Păi sau e roșie? Zici că e neagră? Nu, nu zic nimic. Eu. Stai! Și mă mâncați și mama mi-a spart urechile să mă bată tat. Aia zic, aia zic, aia zic, aia zic. Mama. Neagră, a plecat neagră, a plecat neagră. Ți-ai zis că nu e roșie și e neagră? Bă, merge simetria la 4, dar... Mamă, bine! Nu poți să pleci de la jocul ăsta de căcat? Bine! Plecăm, mă, chat, sau mai încercăm? Mai merge, mai merge până la 250, până la 25%. Ai la... prins, ai prins gust. Trebuie, trebuie. Prazul de gust, vreau dublajul de gust, vreau vezi? Vreau să văd acolo, la ultimul câștig, 30 de milioane. Haide. Parcă alte trăiri la niște dublaje de-astea de 10 milioane, nu? Mă, ceva, parcă murim aici. Parcă alte altă trăiri. Speță, altă speță, altă speță la da, să vezi când ai un dublaj de la... 15 la 30 de plângi lângă el. De... Așa femeie la... Să tot ai la casa mă și să te susține când bași la aparat. Mamă, așa dublaj când... Când pierzi un dublaj de la de 15 milioane, mamă, cum intră. Deși e o gură de apă, nu mai mă rămânem aici. Disecați, desecați rămânem. E bine așa. Că te aplaudă vecinii că au ucis la tine o femeie. Oamenii mei, mă, ce aici de bun. Oamenii mei, popava și tălpile voastre. Hai, mă, ce facem? Mai facem 6500 de lichele sau ne parcăm, ne tragem pe dreapta? Ce facem? Coaie, acum... E o seară magică de păcănele în care, în sfârșit, după 3 ore de jucat păcănele, suntem pe aceeași balanță. Ești nebun? 20 burning hot? Mamă, e... Bă, ce tot vreți, mă, aviator de ăsta cu aia? Știi, mă, să joci aviator? Nu. Păi nici eu nu prea știu să joc aviator. Nu știu cum... Ia să vedem. Deci aviatorul e un joc stupid. Așa. În care pariezi niște bani. Și ai două de-astea, înțelegi? Așa. Și le pariezi și te retragi când vrei tu. Și asta în funcție de cât se duce avionul în sus, știi? Și te retragi când crezi tu că nu se... Da, înainte să pice, știi? Înainte să pice. Mă... Zic că n-a fost rău, că uite, ne-am dublat. Dar cum îl punem să se retragă automat, mă? Asta era și la counter, mi se pare. Tot așa pe site-uri de alea de counter. Da. La ce sumă îl punem să se retragă automat, mă? Învățați-mă. Bă, învățați-mă să joc, chat. Ce s-a văzut? Chiar ți-ai arătat țele pe live, mă? Nu, m-am făcut așa. Ca să nu cadă, că după aia chiar că se vede, se văd țele pe live. N-am cureluș ăla.
Badiu ăsta. La 1-3 îl punem să se retragă automat sau la 1-2? La cât să securizăm pariu? Oh. Se joacă doar o mână? Nu cu 100? Nu e ok, știi de ce? Pentru că dacă pică la 1, poate să pice și la 0, mă rog, da. Nu poate să pice 0, la 0. Nu? Că începe de la 1. De la 1 începe. A, ok, da. Te oprești. Futu-ți morții, mă, te-am crezut că s-a buguit. Mamă, și cât se ducea ăsta, mâncați și... Dar nu știu cât îl lăsăm. Da. Poate să pice și la 1? Nu știu dacă mai ține asta. Bă, dar de ce suntem pe minus? Coaie, de ce suntem pe minus? Băi, nu mă mai joc jocul ăsta, lăsați-mă cu jocul ăsta prost. Ba nu, ai 2700. Uite. Păi am 2700 și cât? Am făcut 200 de lei, da, 200 de lei de la 2500. Lasă la 1-3 și pune unul mai mic să-l ții mai lung. Ia să vedem. Păi da, mă, dar de obicei nu se duce la 1-3, mă, frate. Nu prea se duce, mă. Și oricum nu știu, e cam risky așa. Păi e un joc, e cel mai retardat joc din lumea aviatorul ăsta, ce-i? De. Mamă, la cât s-a dus, bucă. Ma. Mai e vreun un joc? Uite-l pe ăla de pe 2, cât e în joc. Că muri. E nesănătos la cap, al doilea. Mă, a paria 300 de lei, mâncați și ăsta. Ăla a pariat 180 și vezi că e încă în joc? Ma. A pierdut? Nu, a oprit coaie. L-a oprit la 9000. L-a oprit la 54. A luat 100 de milioane? E scriptat, n-are cum. N-are cum să se oprească la 54 și la 57 de a decolat. Deci n-are cum, e scriptat. Mamă, ne-a rupt. E robot? Băgăm la 1-2 aici. 1-2, are coduri ăla? Are coduri. N-are cum, 100%. Ieși și tu cum ies ăștia. Păi nu, i-am băgat pe automat, gen la 1-2 se retrage automat. Vezi că e schema asta la 1-2. După astea mai urcăm mai mult de 1-2, 1-3. Da, ai sus unde au decolat, vezi, la 1-1. Vezi că ne-a luat 1 milion, ești nebun. A decolat la 1, să mă bată tata. Oprim la 2, la cât oprim? 2.3. 2.5. Lasă-l, 2.7. Ne-am oprit, fucking pussies. Fucking pussies. Vezi că era bine și aici. Mama, mai merge, eu ți-aș fi spus să mai lași, da? Ce să mai spui să lași? Unul din 3 e șansă să se oprească la 1? Păi pe 10 lei am văzut. Am pariat 10 lei în stânga, da? Păi ce, mama, mai merge să pariezi? Nu, dă pe următorul, uite că s-a dus ăsta. Iată, s-a oprit și ăla. Mama, uite cât ți-a dus că l-a văzut aici, nebun. Să fi pus 5. Știu că am 10 lei în stânga, mă. Să fi pus 5 milioane la ori 100. Mă. 122. N-ai, mă, e prea stupid jocul ăsta, mă, frate, sincer. Nu mai... Ăsta nu-l mai pariez. Îl mai lăsăm pe ăsta din stânga, dar lăsăm degeaba, na, uite, dăm un... Știi de ce se duce așa mult, nu? Că ies foarte mulți oameni din joacă. Și de-aia... Exact, exact. Uite ce zici și chips. Să spun 120. Ia lasă-l până la 8. Nu am pariat. A, nu-i pariat? Na. Mai dau o mână pe 50 de lei. Dar lasă-o pe asta, că pică, cred că... Acum... Nu, e asta o să pice direct, uite. Da, să mai credem 100 de lei. Ce logic asta pică? Ia, vezi că a ajuns la 1-2. Ce, ți-am zis că pică direct? Ți-am zis, ți-am zis. Măcar am scos. Eram sigură că... Pune all-in și scoate la 1-5. Hai că pun all-in. Ata, numai la aviator nu mi-am mai pierdut toți banii. Bă, lăsați-mă că n-am, e prea stupid. E prea stupid, ești nebun. Păi și ce, aș da niște stele de-alea? Vreți să jucăm niște stele chat? Boys, nu uitați să vă faceți conturi noi pe...
Pă, Betano, aveți link aici în descriere. Bă, dar nu s-au făcut orele de păcănele, mă? Eu zic că e de ajuns cu atâtea păcănele chat. Sau facem 6500 de lichele să vă mai iau, să vă mai iau o specială? Ar merge. Hai că mă mai ajung niște extra stars. Până la 6500 de lichele. E 400 de lei max bet. Ce stele să mai jucăm că ne-a rupt rapidul? Ce 7K, mă, vrei 7K de lichele? Ia să vedem o chat. Tiu, tiu, dar nu leagă nimic, dar mai dă un respin. Și tot nu leagă nimic. Să jucăm pe 10 lei, mă? Se fac lui Beatrico custom cu All Stars? Păi ce joacă la All Stars? Am vrut să zic neagră. Să-mi bat picioare de nu. Neagră a fost mereu. Ne-a rupt neagră în seara asta. Ne-a rupt vaca neagră. Cred că știi jocul ăsta că-mi place neagră. Mamă, n-ai dat... Păi nu, că acum a, poți acum să dublezi. Că își dă un respin. Și ce vrei să dai? Nu paria? Cum adică nu paria? Adică să nu dăm dublaje? Să zic roșie. În sufletul meu voiam roșie. Cred că pleacă 100 de conturi pe Betano pentru gameplay-ul de aviator. Ce ai, brother, ești ok? M-am jucat puțin, dar nu... Pe lângă că nu știu eu să mă joc aviator. Cred că roșie. Pe lângă că nu știu eu să joc aviator. Nu da dublaje, aici trebuie să-ți plătească adevărat. Hai să nu mai dăm atunci. Ești o specială de aia la Hand of Midas, că e viața mea, mi-a schimbat viața. Olin la ruletă pe roșu. De ce, mă, frate, ți se pare că nu mai avem bani? Vezi că ne-am ținut bine în seara asta. Până la cât jucăm, hai să ne punem un gol. Până la cât jucăm la ăsta? Mamă, dar pe 10 lei mâna ne nenorocește să mă bată tată. Ce 7K cu ai? De ce tot zice 7K? Ca să iei două speciale. 7000 de like-uri? Ca să iei două speciale. Da, mă, dar aici nu prea dă ca să dai în dublaje în ele. Și dacă dai în dublaje, e și suta asta, dar ai vrei să o dublezi? Nu știu. Păi Rene a zis să nu dublăm. Bagă în casă. Da. Păi și dacă a zis Rene, de ce nu bagi în casă? Mamă, 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 nu, eram sigur că e roșie neagră, roșie neagră. Roșie? Ți-am zis? Nu, mă, da... A plecat gamblerul. A plecat, am jucat frumos. Am jucat frumos toată noaptea. Am ascultat de femeie. Acum a plecat gambling-ul, băieți. Și full tilt. De două dublaje ieșoate e nevoie. Ești de bun să plece tiltul. Dublaje și iar dublaje, ăsta e succesul în viață? Nu au chef să apară pe ecran? 50 de lei miza lui? Ne mai jucăm și noi până la 2000. Mamă, dacă pune șeptaria invers. De lei. Ești de la jegul ăsta de aparat. Niciodată n-am crezut în extra stars. Dar în seara asta îl simt așa. Deși să mă bată tata cât să ne mai plătească. Și pe noi EGT-urile astea. Ne dă și noi ceva? Vezi că gen în teorie ar trebui să ne dea mai multe. Poate să ne pice de mai multe ori sterele. Leagă și noi niște steluțe. Fără rage, all in. Măcar 3 rânduri cu stele, mersi. Bine. 40 de lei. Cred că nu trebuie să mai ascultăm. Mamă, 4 mâini deja. Deja zici că ești cox, nu mai ai la numărat banii în mâini.
Deja a intrat în febra păcănelor și Bea să mă bată tot. Ajunge acasă, bagă direct donațiile la păcănele. Asta vreau să văd. Dublează-o, hai, dă-i, dă-i. Ce să n-auzi, mă, că a zis ăsta să nu dublăm? Hai, dublează, lasă așa că e bine. Bine, îl bag în casă numai. Ce să bag în casă, mă? Roșie. De ce n-ai dat roșie? Că ți-am zis roșie. Deja o gândisem pe trei bucăți de neagră. Hai, mă, să vă iau specială, că... Hai să vă iau specială, că avem 6500 de lichele. Rene vrea să pierdem banii, mă. Dați-mă și mie undeva un să iau o specială să câștigăm și noi. Hand of Midas. Dacă lui băiatul ăsta i-a schimbat viața, de ce să nu ne schimbe și nouă viața? Dacă ne dă bine la specială. Era una mișto de-mi plăcea mie, dar nu mai știu cu ce era. Ce trebuie să iau chat? Ce trebuie să iau chat? Mam, am scump, poate 400. Aia la, te bagi la 800? Prima, 5 mâini, 5 curcani. 36 merge la, vezi că e bună aia la 836 de rotiri. Trebuie să dea ceva din 36 de rotiri. Și aia 4, schiatări, asta e prea scumpă. 45 e prea scumpă pentru 45 de mâini. Gen, dacă ar fi fost 60 la 1200. Cred că sunt proporționale. Nu chiar. Nu chiar. Păi dar ce dau în special? Păi dă, nu chiar, că 27 cu 27 dă mai mult. Dă 50. Ai luat, da, 2. Nu pot să cred că ai luat 45. Lasă-mă că nu e primul meu rodeo. Crezi că e prima seară în care pierd balanța, mă? Mă ia cap. Crezi că e prima seară. Ne-a dat bine rău. Hai cu X20 ăla, nebun. Mamă, ce țeapă. Vezi că nu-i țeapă, jocuri gratuite, ți-a dat mâine aici. Păi trebuia să ne dea până la câte mâini? Până la 36 trebuia să ne dea, ne-a dat nimic. Până la, dar scria până la? Scria până la sau chiar 36? Cred că până la, dar nu am văzut până la. Adică e mare țeacă. Până la. Că e bine. Înseamnă că și aia de 800 de lei era bună. Putea să-ți dea 20 de jocuri. Cu aia, dar rămân wildurile astea, mă, toate jocurile cu aia rămân wildurile astea, că nu e așa rău. Mersi frumos de membru, Tudor Atanasiu. Dar doar să ne mai bage câteva wilduri. Vă că nu mai vrea să ne mai pună wilduri. Începuse bine. Uite încă un wild. Hai, verișorule, dă-ne. Un wild ăsta pe mijloc ar fi bine. Dar ne-am dus, ce să mai. Cea mai mare țeapă special asta. Vrei și tu să dai? Da, mă, că ne-a dat 1.000.000. Eram sigur. Mai e 4, nu? Ce 4, mă? Suntem pe minus 10 milioane deocamdată. A, 4 jocuri? Da. Nici ăsta nici 1.000.000 nu e. Nu, beți. 500 de lei, vezi că e. Păi a legat fructele până în capăt. Și ce e ori 6 ăla acolo? De câte ori îți multiplică câștigul? 7 milioane la jum... Minus 500 de lei, tipic. Tipic. Da, e bine. Nu pusezi jegul wildurile? Nu, te mai bagi la unul ăsta? Altă specială. Uite, mă, fii atent.
Deci bine... putea până la 45 și ne-a dat 21. Da. Și la 400 de lei putea să ne dea ăsta 21. 27. Ai mai luat una? Pula n-are carte. Wow. Să începem să ne... să încercăm să ne scoatem și noi pârlea ala. Că prea suntem pe minus. Și câte ți-a dat acum aia? Ia, hai, dă-ne! Păi dacă nu mai câteva de astea de 3... 2, 3, 2, 2, 2... Să mor eu că îți dă... Uite, ne-au dat 16, ești nebun și la... Și e mai bine, ești nebun? Păi luăm 3 de-alea. Dacă ne bagă niște wilduri de-astea rapid... Da, nu știu câștigul cum e la astea. Păi e la fel, doar că trebuie să pună wilduri. Wilduri, da. Da, văd că nu pune nimic. Ai 5x? Hai că ai... Ce 5x nu ați visat? Mamă, ce prost a pus wild după ultimele. Uite, pe a doua. E bine wild pe a doua. Dacă ne pune și pe a treia ceva... Și pe a treia wild. Nice. De acum să ne scoată de înghete. Ce să nu mai are, mai sunt 4 jocuri. Să ne pună 2 wilduri deodată, dar ce să ne mai pună? Bun. Bine. Vezi că nu e rău. Bine, bine. Hai și cu asta ultima, dă ceva așa de vară. 5 beți. Un leu profit. Mai bine oricum. Să ne mai lase băiatul ăla cu Hand of Midas, că... Să mă bată tata, dar nu, e gherlă, ești nebun. E gherlă. Încă una de 400, parcă nu mai bag, bă, nu mai bag nimic. Mamă, ce rău îmi pare că era după aia la 1200. Nu mai pot. Mă iau după plebi ăștia, nu mai plebul ăla de Magnus din chat. Bă, dați subscribe la Crescu Computer. Hai! Ce să fac chat? Păi și ce specială vreți să iau la Deadwood, bă? Că nici n-am bani să iau pe asta, dar... Asta-i seara noastră. Asta-i seara noastră, chat, că balanțe s-au mai pierdut. Bă, ce trebuie să iau? Asta din dreapta, nu? Cred că aia asta din stânga. Nu, asta din dreapta? Ori nu șat. Cu aia din dreapta sau aia din stânga? Câștigi mai des, risc ridicat, potențial ridicat. Vrei să câștigi mai des sau să ai risc mai mare și să fie potențialul mai ridicat? Dacă nu voiam volatilitate, nu cumpăram specială la stick, la Five Lions de 10 milioane. Mergi pe dreapta și să fim noi sănătoși, că e bine așa. Stau pe spate, direct 30 de milioane face special asta. Stau pe spate. Direct 30 de bețe să mă bată tata. E bine așa. Nici n-am emoții. 30 de bețe. Și se adună X-urile? X-urile se mulțesc cu câștigul tău. Ok. Dar să rămân, sunt bine rău. E bine așa, cât ai dat pe ea? 240 de lei, 15 milioane. E 15 milioane. Nu mai avem balanță deloc. Nu cred. Să nebunesc? Adevărat. Mamă, ți-a... 15. Încă 10 milioane și să nebunesc. 30 de milioane mă plătește asta, fiți atenți. E seara noastră. Te invit aici, nu vei regreta. Ai atâtea surprize plăcute, aceasta e țeaca ta. Mamă, vezi că-ți dă bine aici. De unde ești? Simt. Ce crezi că a legat? Nu știu, dar îți dă bine aici. Ce ți-am zis că-ți dă bine aici? Mă, șase bețe, ești nebun? Mă, ăsta n-a legat nimic, nu cred.
imposibil să nu. Interes, dar o țea că ești după aia îți dă bine rău. Mamă, 30 de bețe faci în chat. 30 de bețe să moară. 2 while 52 ways, 52 ori x-uri. Bă, vezi că și aici îți dă bine. Vezi? 3 bețe. E bine așa, chat. Aici îți dă țeacă un pic și la ultima te nenorociști. Ți-a o dublat aia. 20 milioane face 40. Hai că nu-ți dă nici aici. Mamă, stresule, pregătește-te că e 56 iar 6 bețe. Mamă, 5 bețe. 23. E bine. Hai cu 30 de bețele, pupațe și tălpile tale. Da, aici. Acum 8 milioane și e bine așa. 8-9 milioane. Ia. Câte waste-uri? 30. Îți dă cam vreo 22 milioane jumătate. 3 milioane. E bine așa. Hai și 4 milioane aici și plecăm acasă, sănătoși, încălțați cu, ia câte waste-uri, 18, stă vreo 2 milioane, vezi? E bine așa. Ce să fac, mă, chat? Să vă dau mintea mea? Trupul lui Bea, ce să vă dau, mă, chat? Ce să vă dau? Ziceți ce vreți. Mă, dar mi se băguise balanța asta. Credeam că păcărim jocul. Ah, mai intră unul? Nu, Iro. Trupul rupe. Boys, nu uitați să vă faceți conturi noi pe Betano, vă mai zic încă o dată. Vă faceți conturi noi, primiți cu codul OZEWIZ și primiți 200 de rotiri gratuite la Bucovoz. Cam asta este. N-a bet special aia acum a plătit, dar și cât dai pe ea, muri. Verifica și site-ul nostru. Nu, e că am mai cumpărat-o de vreo câteva ori și ne-am dus direct. Alea de la furnizorul ăla de jocuri sunt cele mai volatile speciale din lume. Am câștigat toată pe o specială de 10 lei, am luat 40 de milioane și după aia am luat... Nu pot să cred. După aia am luat o specială de 40 de milioane și ne-a dat 10 înapoi. Nu pot să cred. Hai nebunim! Boys! Mai verifica și site-ul ăsta, allslots.ro, e site-ul nostru, partenerul nostru principal de la All Stars. Verificați să vă faceți aici conturi cu ce primiți dacă vă faceți conturi noi pe restul de cazinouri. De ajuns destule păcănele, boys, nu se mai poate, gata, cât credeți că mai stăm să ne jucăm păcănele? E bine așa. Trebuie să o lăsăm și pe Bea să se ducă acasă. Bă, suntem pe plus în seara asta. E bine așa. Orice seară în care terminăm măcar pe egal, mă rog, suntem pe plus 300 de lei. O considerăm o victorie enormă, sincer să fiu. Horror că mă supi, bă, cu aia eu sunt treaz de la ora 10 și am desfăcut 40 de plăci. Le-am suflat, le-am toate cele. Nu mai horror, nu mai facem nici 7000 de like-uri. Dar cum ai scos asta din webcam? Ce să scot? Din webcam, de nu se vede în web. Ce? Ăsta, brațul ăsta, cum de nu se vede în web? Magie! Brațul ăsta... Ah, da. 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 Acum se vede. Magie, băieți. 3 ore 40 mai târziu, tot înroșit sunt, tot roșu sunt. Mă bag pe trup. Lasă web-ul pe ea. Lasă-mă că uite. Mamă, sunt moartă în casă. Bă, dar tu aveai șufița asta așa cu 2 zile, 3 zile pe omegle? Da, mi-am pus 2 șuvițe. Bine, am și cu galben, dar... Știi din ce lot sunt șuvițele astea? Știi că Roxanne s-a făcut culoarea asta. Când s-a dat comandă pentru părul ei, gen extensiile ei, s-au dat comandă și pentru șuvițele mele. E exact aceeași lot de culoare. Hihi. Țigancă. Mă, nu sunt țigancă. Îmi plac mie cerciești așa, dar nu sunt țigancă. Aveți canalul Bea, l-aveți în descriere. Se las și web-ul așa cum o conduci la ușă? O conduc până jos direct.
Boys, cam ăsta a fost live-ul din seara asta. Am adus să trag și eu pământul pe mine, că adevărat, dar nu sunt obosit. Vă pupăm chat. N-am dormit... Chiar că 6700 de like-uri, un live incendiar de păcânele. V-am mai arătat și vouă cum arată femeile pe live. Femeile pe live. În fine. Mai zis că, bă, e de acasă, e mai rebel așa. A venit toată la o beție. La o beție, mamă. Cum a fost beția aia? Nenorocire, că s-a aruncat Imogen cu scaunele peste noi. Nu mai ții minte, cu ce scaune s-a aruncat? De a fost, de eram aici, ale Play, era și Options cu Gagica, s-a... Așa? Și cum s-a aruncat? Era aici? Și ale Play, mai am și, mi se pare că am filmarea încă în telefon. Am venit acolo și zice, a fost, când a fost cu tremurul ăla, a fost cu tremur de 7-6 pe scara Richter și nu știu ce, și după aia s-a aruncat peste noi, pe masă, peste scaune. Nu-ți mai amintești? Pe vremea că nu era cu Nexus Andreas. Nu, no, nu era, nu era. Era, pe... acum e siamez cu Nexus Andreas. Mersi frumos de donație, fane. Băieți gânditori. Bă, Rene, ce Dumnezeu mai vrei, mă, să mă bată tata? Nu mai văzusem femeie din 2006, mulțumim, stăpine. Nici eu, frate. Mulțumesc și vouă. Mulțumesc și vouă că mă băgați în toate scandalurile care există pe internetul ăsta. Abia aștept să vezi ce scandaluri m-a mai băgat și Bea în seara asta cu bârfele ei. O să... Murim. O să intrăm în pământ. Salariile? Fără salarii la All-Stars luna asta. Dacă FCSB-ul pierde... Păi unde, mă? Le dau 15.000-20.000 pe lună să facă antrenamente de 2 ore pe zi? Nu, tati, cantonament, tată, cantonament și după aia salarii. Că uite, ajungem să ne bată Rapidul, ești nebun? Ajungem să ne bată Rapidul. Hai, v-am pupat, boys! Nu uitați să dați și voi un follow pe Instagram acolo și să dați un subscribe la All-Stars Gaming. Hai, zic. Hai, aveți canalul Bea în descriere, NB. NB!